Am băgați din noapte, ne jucăm tot timpul, frate. La turneu îi dăm tare, competiția e mare. Am băgați din noapte, ne jucăm tot timpul, frate. La turneu îi dăm tare, competiția e mare. Nebunie, nebunie, level extrem. Tobogan cu apă, trișat insane. Apoi ne îmbrâncim, în cine mai lovim. Dăm cu pumnii, cu picioarele, nu glumim. Hop îmbrățișare, știi, te-am aruncat. Hop obile în cap, m-am catapultat. Am ajuns la fotbal, rapid golandala. Dar pe mare win, stumble guys, ai explodat. Stumble guys din noapte, ne jucăm tot timpul, frate. La turneu îi dăm tare, competiția e mare. Stumble guys din noapte, ne jucăm tot timpul, frate. La turneu îi dăm tare, competiția e mare. Sunt pe zonă, acum am intrat. Pe bloc deși am sărit câștigat. Meci după meci, win după win. Jucam cu abonații, ne trollăm un pic. Sunt un dragon, sunt un dragon. Dau cu foc, dau cu foc, foc. Nu ne oprim deloc, deloc. Dau cu pumnii, e mișto de tot. Și m-am activat, nu vă las în pace. Acum sunt fantomă, vin peste voi la noapte. Pe la Valent am căzut în lavă. Dar nu renunț, mai bag un meci odată. Stumble guys din noapte, ne jucăm tot timpul, frate. La turneu îi dăm tare, competiția e mare. Stumble guys din noapte, ne jucăm tot timpul, frate. La turneu îi dăm tare, competiția e mare. Salutare, salutare tuturor! Bine v-am găsit la un nou live! Mamă, deci tot n-am putut să scap de vocea asta, bro, și de nasul ăsta am fundat. Naiba să o ia de răceală, că nu știu ce se întâmplă. N-am răcit tot iarna și am răcit acum. Stai ca să ne și vedem. Să punem like-ul lipii verde. Așa. Și suntem... aici, pe zonă. Salut, salutare, mai vine turneul. Bă, trebuie să vină, trebuie să se termină ăsta. Ăsta de acum și să vină celălalt turneu al meu. Și culmea este că, deci am înțeles, mai e și turneul lui Hector după mine. Băi, e o harabobură totală, efectiv. Pe jocul ăsta, în momentul de față, e o harabobură totală. Există un bug foarte enervant. Stai să dau muzica mai încet. Probabil se aude peste mine. Există un bug foarte ciudat în momentul de față pe joc, în care la un turneu, de exemplu, de 3v3 sau de 4v4, poate să intre în echipa adversă chiar și 32 de oameni ca să joace versus tine, gen versus echipa ta de 3 oameni. Și sunt unii jucători care știu deja bug-ul ăsta și abuzează foarte mult de el ca să câștige turnee. Și cei de la Stumble Ace nici măcar nu ne-au dat un răspuns. O să ai maxim 5.000 de jucători la turneu din cauza că sunt 1.100 plus gemuri și bug-ul ăla. Și lumea nu mai joacă la turnee cam deloc. Un fel de protest. Da, nu mai joacă lumea la turnee, vorbesc serios? Și eu sunt răcit. Bă, frate, bă, nici nu mai pot. Dar nici mă interesează câți oameni joacă la turneu. Am vrut să fac live-ul ăsta de astăzi și nu aș de alta. Pentru că marți o să am turneu de solo și la turneu de solo mi se pare că nu poate să fie băguit. Gen, nu poate să fie băguit turneul de solo, nu? Adică a jucat careva la Sparks ieri, a fost băguit turneul? Nu cred. Ci că la turneu o să fie 29 versus 3. Da, frate, e un bug foarte imens și oamenii protestează, sunt foarte, foarte, cum să zic eu, da, supărați pe jocul ăsta, sunt dezamăgiți și eu sunt la fel. Le-am spus, le-am explicat, nimic, bă, nimic, sunt varză. Am băgat ieri 5.000 de gemuri pentru o sărăcie de skin. Ei vor numai bani și să rezolve jocul cu pauză, nimic. La Sparks final a fost bug, da, se poate și la solo. Bravo, frate, să le mulțumim celor de la Scopely. Thank you, Scopely. De ce faci live așa rar mai nou? Pentru că în perioada aceasta am răcit și nu m-am simțit foarte bine și am prezentat update-ul pe Stumble Ace. N-am avut ce să facem pe live, știi? Mare parte când faci un live, trebuie să ai ce să prezinți. Când nu ai ce să prezinți, nu ai. O să-ți episod, simplu. Înainte făceam live-uri des, că na, era Brawl Stars foarte popular.
Stumble Guys-ul popular, dar după aia ușor, ușor am făcut doar la turnee pe Stumble Guys, că nu prea ai ce să faci. Când mai vine eventul ăsta, cum e Rabbids-ul ăsta, am făcut, dar acum a fost răcit zilele astea și a fost cam nașpa pentru mine. Și nici acum nu mă simt prea bine. Dacă o să mă vedeți așa fără energie și fără vlogă, să știți din ce cauză. Bun, hai să schimbăm scena. Asta e ok. Ca să ne vedem și aici și... De ce nu mai am eu ăsta pe ecran? E întrebarea asta, să vedem. Punem așa, îți facem și noi acolo 1000 de like-uri, că până să facem 1999 mai trebuie să mai facem like-urile celelalte. Ia uite, 866 de like-uri, bro! Cum să faci like când băieții nici nu mai intră la Stumble Guys, la live-uri de Stumble Guys, dar ce să mai zici să mai și joaci? Bun, pe unde sunt ăștia pe aici? Aș vrea să dau spectate, dar nu prea merge, nu? Nu pot să dau spectate, că n-am nicio șansă. Probabil că ăștia de pe aici joacă tot la fel. 15 versus nu știu cât. Deci trebuie să vină neapărat acum semifinala. Ce mă? Pot să dau joy match? Nu, cred că merge, mă. Nu merge, nu, că îmi dă eroare. Error cod. Pot să dau spectate, ești nebun? Da, și 32 versus 4. Și după aia să vină finala și ar trebui după aia să apară turneul meu. Așa ar trebui, în mod normal. Vine în 20 minute, cred că la și jumate va veni turneul, presupun. Cam ceva de genul ăsta. Ești răcit, da, să răci, brodere. Bună dimineața și ție. Acum ai aflat că sunt răcit. Uite, uita la episodul de prezentare a update-ului. Ia să vedem aici, cât să punem noi. Punem 45 de minute. Cam atât ar trebui să înceapă turneul. Nu ai ce să mai faci cu cei de la Stumble Guys, cu bancuri și bag oferte peste oferte, în loc să mai adaugi și skin-ul gratis sau la roată cu gemul care să fie maxim 50 și gemul rotirea. Parcă vezi că ți-a dat țeacă și anulat de tot. Bă, se poate și chestia asta, sincer. Că a vorbit cu ei ca să-mi treacă eventul aici și n-a putut. HIF n-a putut să-mi treacă eventul aici. La astea normale, știi? Nu, aia, dacă e, nu e nicio problemă. O să joc pe contul secundar aici la Rampage Challenge. La Rapids Rampage. O să mai jucăm pe beta, că mâine se va scoate beta. Dar sper că am auzit că au fost puncte random. Acum nu știu dacă e adevărat, dar am înțeles că a fost băguit. Foarte mult se plâng, bro. E un cofil de vor la H3, a făcut 30 versus 2. Ăla e Pixel, mâncai aici gura lui. De vor ăla. Pixel a rupt jocul ăsta cu bagurile. L-au rupt în două. Bă, ăștia au nebunit. Și au făcut, bro, și au făcut server de Discord. Și au făcut grupuri. Să se joace 12 versus 4. Ce, e nebunie, bro, e nebunie. Au stricat jocul complet, au stricat jocul. Am zis și eu că, bă, poate voi face chestia asta pe live, ești nebun. Dar mie după aia să nu vină ăștia de la Stumble Guys să zică că, bă, frate, ia iurea ce ai făcut cu content creator, să profiți de bug-ul ăsta, să-ți bagi eu de turnee, e cam aiurea, știi? Dar am vrut să fac și eu bug-ul ăsta pe live, să vă arăt cât de aiurea e. Să vă arăt tuturor că nu e așa de greu ca să-l faci. Deloc. Beta împreună, bă, ar fi o idee. Ca să intrăm puțin mai târziu. Numai e turneul, o să vină, bro, o să vină după ăsta. Trebuie să termin acesta. Dar chiar vreau să văd, să dau un spectate. Dacă va fi băguit turneul, să vedem cum vor juca ăștia, 32 versus nu știu cât. Uite, bă, ăsta de când e, frate, și nu se mai termină? O fi băguit? Gen, ce, uite, ce, nu le-a intrat un om? De ce nu pot să mă urmă la meci? Și ești brosat pe live-ul ăsta? Nu cred. Cred că o să fac un episod în care o să iau blower nou și după aceea săptămâna viitoare să facem live. Joi va trebui să vină update-ul nou. Stați cu ochii pe joc și pe YouTube că o să facem un live. În care o să jucăm. Uite, și astăzi, ce poți să faci, frate, pe jocul ăsta în afară de turnee, sincer să fiu? Pentru că le-a Guaranteed Animation. Stai puțin, Guaranteed Animation cu coroana. Și eu nu aveam și mă miram de ce nu am, nu? Ok. Mesimul Giga Roblox pentru abonare. Bă, merită atunci. 205 de gemuri. Sunt 250 de gemuri. Dar de ce nu mi se aude sunetul? Ok, trebuie să intru să facem o setare, numai puțin, dați-mi o secundă. Vrei să jucăm 29 versus 3, mă dăm finale și devore altcineva, devore amicul meu. E clară situație. Nu mai o jucați și voi corect, frate, ca să nu mai stricăm turneul. Așa, unde era, mă, sunetul? Că nu se aude ăsta de aici, trebuie să facem noi o setare micuță. Voi ce faceți, cum sunteți? Pregătiți din nou de o săptămână de școală?
Deci școală cum vă place vouă. Ia, acum se aude? Altceva, tăticu. Gata. Ne-am învățat toate setele Windows-ului pe de rost. Cât costă tuneul tău, din păcate 100 de gemuri intrarea. Am făcut o greșeală mare, că am băgat 100 de gemuri, mai ales în perioada asta cu bug-ul ăsta. Dar cine s-ar fi gândit? Are ce la burtă, ma? Bă, nu știu cum să vă zic, probabil că și voi ați pățit aceeași chestie. Răceala asta mai nou, care se întâmplă acum, nu știu, e o viroză sau nu știu ce poate să fie, pleacă din gât, broadere. Deci te ia cu durere de gât și după aceea din gât te ia așa cu nas înfundat, cu strănut, cu temperatură. Te simți așa nasol, n-ai nicio poftă de mâncare. E aiurea rău de tot, te mai ai și cu frisoane puțin, dar nu m-a ținut foarte, foarte tare răceala. Deci nu m-a ținut foarte tare, dar totuși. Fost aia, spun și eu live-ul pe comunitate. Suntem live chiar acum cu ProPlayer Stray. Așa, bun. Cum te uiți la turneu gen brackets? Trebuie să ai neapărat spectator pe turnee ca să te poți uita. Ia mă, terminat ăștia. Nu mai înțeleg nimic, bro. De ce stau ăștia în quarter finals atât de mult? Li s-o fi băguit măcar? Gen, ăștia au ajuns deja în finală? Bun, finală și trebuie să vină ăștia aici. Am pățit și eu cu răceala. Hai să dăm un meci până una alta să ne antrenăm și noi. Ce puteți face în momentul de față? N-avem ce să faci. Ce mape am băgat mai aici? Am băgat race. Deci am băgat race prima. După aia am băgat laser block, deci laser block, deci block, deci. Da, să te joci mai mulți oameni laser block, deci laser block, deci nu prea afacere, sincer să fiu. Vă bag un bot beș prima mapă. După aia băgăm în bloc deși a doua. Sau nu, hai să băgăm bloc deși, bloc deși laser. Că n-am mai jucat foarte mult bloc deși mai deloc. Și să ne antrenăm puțin laser. Astăzi o să jucăm cu Nici și cu încă persoană 994528. Deci o să luăm pe Nici ca să joace cu noi și încă o persoană. Știu că trebuia să jucăm cu Marky. Deci ca să vă zic așa puțin, Marky, copilașul ăla care are cică vreo 14 ani, mi se pare cel mai, cum să zic eu, că nu găsesc cuvântul la potrivit. Cel mai neserios, cea mai neserioasă persoană care joacă bine jocul ăsta, gen, stabără aici ăsta, jocul ăsta. Știți din ce cauză? Mi-a zis omul, joc cu tine, cu Nici, dar punem te rog numele în turneu, ca să am numele în turneu, bla 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 bla. I-am pus numele în turneu, am pus setările la turneu, tot ce trebuie, elimination, bla bla bla, vorbisem cu Nici dinainte, tot ce trebuie, bro. După aia ce îmi zice copilul, vine. Eu nu mă mai joc, prima dată pusesem sâmbătă turneu. Eu nu mă mai joc sâmbătă, că eu sunt afară. El vine după o oră de afară, ești nebun. M-am zis, ok frate, jucăm noi la mapele de elimination, vii tu după aia. După aia ce vine a doua zi? Eu nu mă mai joc Stumbleize, că m-am lăsat. M-am apucat de Fortnite, nu mă mai joc Stumbleize. După aia ce crezi că face copilul? Pune la status pe Discord că să-i mulțumim pentru turneu, că am pus gen fazele astea, gen mapele astea, când eu am zis mapele astea că o să fie cu bloc, deci cu laser de 3v3 de mult. Și că să-i mulțumim lui că eu l-am dat afară pe el din turneu. Rudici, așa pruncușor cum e Marky, mi-a fost greu ca să văd ești nebun pe joc în momentul de față, sincer. Deci copilul ăla chiar are o problemă fantastică. De când să te joci cu genul ăsta de copii nesuferiți, pe jocul ăsta mai bine te joci singur. Mai bine fac numai turnee de solo și mă joc singur și nu câștig niciun turneu toată viața mea decât să iei nesuferiți de ăștia. Deci că să fie unii 25 versus 3 la turneul tău. Da, știu, brother, dar nu-i problemă, că o să le fac screenshot și o să-și primească toți bani. Dacă chiar așa este. Până la urmă e un bug de care profită și nu e ok. Le voi face screenshot, le trimit frumos pe Discord staff-ului. O să stau pe capul lor până îi banează și gata. Simplu. Dacă chiar o să fie atât de nesimțiți încât să folosesc bug-ul ăsta chiar și în finale. Înțelegeți? Nu se dă bani pentru asta? Pixele, o să stau cu gura pe ei. Ar trebui. Că nu mi se pare ok. Acum hai să profităm toți de bug-ul ăsta, știi? Ia iurea. O să stau pe capul lor până... Marchi spaniol, nu știu ce e. Culmea e că Nici e român, ci că are familia în România. Așa mi-a zis. Uite-l și pe ăștia, bă, frate. Mai lăsați-mă, mă, vere și voi pe mine în pace.
Păi la prieten pe ăsta mai nu băgăm astăzi la prieten. Mersi mai pentru 1100 de like-uri, vă mulțumesc pentru like-uri, dați acolo un like și un subscribe. O să mai intrăm după aia și pe varianta beta ca să mai jucăm. Marca e spaniol și nici chiar e român, da. Înțelege română, dar știe să vorbească așa bine, da. Sigur. Nu știu dacă să vorbească în română, că nu cred că se pricepe atât de bine să vorbească în română. Înțelege. Dar nu vorbește. Că am venit de afară, bun, când e turneul tău, trebuie să înceapă curând, dar să se oprească ăsta al lui Lealo. Dar voi vă dați seama că gen turneul meu trebuia să fie la ora 6 să înceapă și la ora 5 să fie înscrierea. Și l-am mutat tocmai din cauza asta că știam că nu o să se termine ăsta lui Lealo. Dar gen glitch-ul ăla cu chestia de invitație. Da, e un glitch în momentul de față cu invitația. Poate să invite oameni din afara turneului. Hai că apucăm să sărim aici. Bro, nu m-am jucat asta, mă lăiesc competitiv, mai ales pe bloc, deci de ok. No. Nu, trebuie să aștept să sar. Na, nu mi-a mai sărit, bro. Firar, mama, naibii, că tot tipul mă focusez ca să sar acolo în ultima 100 de metri și nu mai îmi sare pe platformă. Nu mai îmi sare, bro. Bun, hai să mai facem un room. Nici nu m-am uitat pe varianta beta dacă au rezolvat chestia asta, bug-ul ăsta. Nici n-am ajuns pe laser ca să testăm laserul. Să ne antrenăm. Ok. Codul e 778574. De ce pe SA sunt vreo 2-3 turnee pe zi și niciunul nu se pune pe site? Nu știu, că nici site-ul am văzut că nu prea mai merge. A început registrul la turneu deja, poate ți le reprogramează turneul tău luni. Marți o să l-am pe cel de solo. N-au schimbat pe beta aia cu room-ul? A, adevărat că am testat, frate, și am dat space și nu merge, da. Dar eu credeam că gen nu merge că sunt pe emulator și nu merge să dau space. Veți fain pentru 1100 de like, urdați și voi acolo un like să facem 1500 boys. Nu mai fiți leneși. Un like egal o răceală minus. Ai zis că o să joci cu Nici și cu încă cineva, probabil cu eror, pentru că e două lunici? Nu chiar. E altcineva, pentru că... Nu, no, n-am cum să mă joc cu voi. N-am cum să mă joc, frate. N-am cum. Te-ți exagera, Veres. Te-ți exagerați. Te-ți foarte toxici. Te-ți foarte toxici. Păi ne jucăm naiba ca să ne antrenăm sau facem altă chestie. Băgăm limite aici, nebun. Limită și băgăm laser block. Deci pe bune că sunteți foarte toxici. În loc să stăm liniștiți să ne jucăm exact cum trebuie, voi veniți doar pe mine, să-mi dați pe mine emote-uri. Eu nu vă înțeleg, ci... Pac 10 oameni și din 10 scalifici, cat, frumos, să nu vă mai plângeți pe aia că nu bag oameni mulți. Să nu vă mai plângeți. De asta aici mai vine să mai fac rumuri, să mai joc cu abonații la rumuri. Nu mai îmi vine, bă, nu mai îmi vine, pe bune, m-am săturat și le-am zis... Acum, gândiți-vă, le-am zis acum, cred că vreo 3 luni, le-am spus, bă, băgați-mă și voi opțiune să dezactivăm emote-urile. Nu doare la banană pe oameni, măi, doare la banană. Acum ei sunt în vacanță, ei nici măcar nu se ocupă de turnee, au zis că n-au personal ca să se ocupe de turnee weekendul ăsta. Nu doare la banană pe oameni. Ei și-au vacanțe, jocul e mort și ei și-au vacanțe. 3, aproape 4, da, aproape 4 luni. Jale, băi, jale. Mai rezistă o lună maxim stabilizat. Sunt curios de update-ul ăsta. Ce o să fie? Dacă o să fie ceva de el. Chiar sunt foarte curios. Adică de mapa nouă. Că nu putem să considerăm update ce am prezentat eu. Nu? Adică, da, Slippery Guy-ul ăla de mapa Pain Splash-ul chiar merită. Chiar e faină. Și a făcut și un record, bro. Adică dacă v-ați uitat pe episodul de astăzi, am făcut un record perfect run, n-am făcut nicio greșeală efectiv, o să pun un shorts mâine, că trebuie să vedeți neapărat. Ok, voi sări. Și chiar e faină chestia aia, dar nu știu în ce măsură o să fie competitivă la turnee. Ai văzut bug-ul de la turnee 25v3? Da, am văzut. Mamă, dacă era peretele acolo nu mai reușea să supraviețuiască. Să fii voce cu ei? Bă, probabil că da.
Să vedem, că am înțeles că nici... Înțelege română, dar nu vorbește foarte, foarte bine. Scuzați-mi dacă mai tușesc așa din când în când, dar încă mi-a trecut răceala pe deplin. Câte bacuri crezi că vor fi pe noua mapă Turbo Temple? Bă, nu știu, că eu n-am văzut ca să fie bug, adică nu știu, să... Ok. Ce porcărie. N-am văzut ca să se băguiască mapa, cine știe ce. Doar că mașinile parcă sunt așa de... E finala? Ok, ok. Deci 28, e bine. Am văzut că mașinile sunt așa cam de plastilină, sincer, precum sunt caracterele pe jocul ăsta. Când te duci la denivelarea aia, știi? Când te duci la denivelarea aia în pana mea, nici nu poți să... Nu poți să prinzi viteză mare, pentru că se... Cum să zic eu? Ok, nice. Se formă mașina, bro. Nu pot să vă explic gen pe deplin cum. Era. Ok. Ce-mi place. Pe vii la București Gaming? Da, cred că o să vin și anul ăsta. Acum depinde și de mașină unde te spawnează și de noroc. Exact. Mașina aia cu roți, cu roz mari, e mult mai ok. Gata, turneul a apărut. Putem să ne înscriem? Nu cred că se vor înscrie ăștia în timp record încât să nu mai fie locuri, că mai ales că e 100 de gemuri intrarea. Nu o să fie așa de dezastru. O să dea picior. Piciorul mi-e frică mie foarte mult. Uite-l pe Milea. Nu! N-are emote, n-are emote, dar o să dea piciorul. Nu a apărut încă? A început înscrierea. Turneul tău a apărut. Bun. Nice. Cam nașpa acolo că a fost combo. Îmi pare rău, bro. Ok. Trebuie să ne pregătim să ne antrenăm pentru 32 versus 4. Ok. Bun. Îți vină cu picior? Bro. Picior e șmecher, dacă câteodată te încurcă foarte tare. De-aia nici nu mă joc picior, sincer. De fiecare dată când mă joc picior, nu știu. Mi-e o țeacă. Bun, i-am dureri în gât, da, știu ce zici, știu ce zici, eu am trecut prin durerile astea. Ia să vedem, tăticou, ia uite-ne! Mamă, frățiorul meu. Bro, 1.550.000, bro, e mai mare prize decât l-am pus eu în thumbnail, vorbesc serios. Stați așa. Bun. Să trecem aici codul. Și mai trebuie să mai intre celălalt. Deci o să jucăm cu Aaron. Ah, cred că e Aaron. Aaron SP. Cred că cu Aaron o să jucăm. Dar stai ca să se vadă codul. 28 de minute are la dispoziție. În regulă. Deci înscrieți-vă la turneu. Înscrieți-vă la turneu, ia să întreb. Cred că Aaron, da. Așa. Deci 100 de gemuri, am pus 100 de gemuri pentru că nu credeam că o să fie băguit și pentru a avea recompense foarte mari. Uite-te și tu cât ia locul 1. 66.000 de fiecare. Locul 2, 33.000. Am pus gen după foarte mult timp 100 de gemuri intrarea pentru... Ăștia care joacă gen cu echipe foarte bune, știi, dacă am zis că o să am și o echipă bună, că o să am jucători, bla bla bla, am zis, na, hai să ne încercăm norocul. Dar că e bugul ăsta și că o să profite lumea, Aaron România. Da, mă, e Aaron SP, firar, s-a văzut codul.
Nu-i bine. Hector Ruiz. Se vede codul. Bă, Hector Ruiz e la oră de după mine, dar nu cred că o să apară, din păcate. Mie nu mi-a dat James la turneu. Sunt câștigătorul celor 1000 de token pe Stamoias, când o să le primim săptămâna viitoare, că acum nu lucrează ăștia. Săptămâna viitoare, bro, săptămâna viitoare când l-am trimis. Ești de pe live, am treabă, bravo frate, mult noroc. Cine zici, brother, să joc cu Nici și cu Aaron? Ia să vedem, să băgăm alt cod, că l-a văzut pe live, din păcate. Gat, ăștia suntem, e bine. Mă, m-au W amândoi nume. Deci cu Nici și cu Aaron suntem astăzi, boys. Cred că pe Nici eu l-am la prieteni, dați-mi o secundă să-l văd, dar nu l-am pe... ca să le vând numele, bro. Sau cred că aici nu l-am nici pe Nici. Probabil. Hai să vedem. Bun, sunt trist. De ce ești trist, brodere? Puta, nu mai am asta aici pus, po frate, bă. Aoleu, dați-mi o secundă. Să dau și ăsta ca să-l pun. Să activez și să dezactivez scena. Așa e, bă, când ești după răceală, nici nu mai vezi astea pe aici, pe unde sunt. Surs. De scena aceasta. Și să fie aceasta, ia să vedem. Asta zic, tăticu, la buton, așa, țaca-paca. Bine de tot. În regulă și îl facem pe ăsta aici. Și bă, ce mai trebuie mie? Muzica, bă, să o pot schimba și eu. Navigation. Care era de muzică? Chiar nu mai știu. Ah, aici, multimedia. Bun, și dau next track, ia. Asta zic, mă. Ceea ce trebuie, bro, hai să ne mai antrenăm puțin. Băgăm block dash. Și laser. Cu 10 oameni, pentru că ați văzut că a fost lejer cu 10 oameni. Deci răcit, da, sunt răcit. 2-5-6-8-5-4. 2-5-6-8-5-4. Hai să dăm rapid. Nu se vede bine ce nu se vede bine. Mersi foarte mult, 1300 like-uri, like butonul de like, să facem și mai mici este, boys. Brawl Stars asta încă e challenge, da, cred că o să băgăm Brawl Stars pe final. Sperăm că nu o să facem ca data trecută, că băgăm și să nu băgăm. Cum se face bugul ăla de intră mai mulți playeri? E puțin mai ciudat, da, Aaron e spaniolul. Puțin mai ciudat, bro. Nevoie să ai iepuri, eu am limită de litere, baia gata, nu-mi dă voie, zic de asta, se dă cuvinte mai ceva, că sunt aia, că m-am spus. Doamne ferească, m-a spus. Toate e bine să nu mai citești chat-ul ăsta. E incorrect jocul cu bug-ul ăla, da, așa este. Nu că e incorrect, e foarte incorrect. Și oamenii profită de el la greu. Thank you very much, bro, welcome. E rar. Bro. E bine. Pe moment. Stau băieții numai după mine. Ia uite. Haide! Mai bine am jucat toți cu Heku. Mai bine jucăm toți cu Heku, ești nebun, deblocăm toate skin-urile gratis și ne doare la banană. Decât să ne mai băgăm bani în store în jocuri și să intereseze să rezolve bug-urile. Ce pot să mai zic?
Mi-aș fi dorit, brother, sincer, în viața asta, să fi avut eu jocul ăsta, Stumble Ace. Să-l fi avut pe mână. Păi vă dați seama ce bine era. Era bine pentru soarta joculețului acestuia. Ah, ok. Bine. E ce târâbă. Încă vei tu, jocul era mișto. N-ai mă ce să faci. Deci îmi luam salariul din jocul ăsta doar dacă băgam o ofertă pe lună. Nici mă interesa altceva, brother, nu mă interesa ca să mă îmbogățesc. Îmi luam salariul, gen, băgam o ofertă, de exemplu, de 1 euro sau de 2 euro, care să fie foarte cumpărată, gen. Și doar din oferta aia îmi luam salariul. Cât era? 1000, 2000, 3000, tot îți luai, ești nebun pe lună. Dar n-ai mă, n-ai cu cine, spre halapi oamenii. Mult prea halapi. What the? Nu cred că l-am lovit eu acolo. Cred că s-a dus el în laser. Mergeai tu în vacanție în locul lor? Doamne, bro, deci nici vă puteți imagina cât mi-aș fi dorit. Cât mi-aș fi dorit casa mea un asemenea joc. Din cauza asta și muri jocul? Da, bă, din cauza că a fost vândut jocul și că cei de la Scopri efectiv sunt fomiști. Au plătit, gândiți-vă că au dat 25.000 de dolari la niște streamerițe care sunt efectiv no-name-uri, bro. No-name-uri. Și au jucat jocul ăsta, ele jucând și făcând Minecraft, au jucat jocul ăsta, streamerițele, și au primit bani, chiar și ultimul loc, gen, a primit bani. Pe când noi am avea nevoie de să rezolve bug-uri și așa mai departe, ălea primesc 25.000 de dolari. Dar ca să le zici, joace jocul, gen, cineva care n-are nicio treabă cu jocul. Bă, nu te cred. Așa, noroc. Ei, na, piciorul vieții. Dau și odată piciorul și... Ai luat una specială? Ce specială? What the? Ok. Ți-ai încercat-o? Bun. Eram sigur că o să dea picior. Cam întârziat 4 ani. Da, lejer, bro. Eu zic că după atâta pauză încă mai avem skill-ul nostru. Skill-ul nostru ăla așa bătrânesc. Nici ea de la KitKat Games nu făceau mare lucru. Ea de la KitKat Games nu făceau pentru că n-aveau staff, bro, n-aveau oameni. Ăștia sunt mulți și degeaba, cum s-a spune. Deci la KitKat Games nu era staff, dar se ocupau. Aici sunt mulți, dar degeaba, care n-au nicio treabă cu jocul. Asta e problema, asta se întâmplă în momentul de față pe joc. Ia dați-mi o secundă ca să dau aici add. Se pot avea cu nume roșu. Nume verde, gen. De cum era aici? N. Așa. Bun, punem ăsta, așa. Și după aia trebuie pus W. Și după aia celălalt lui Aaron. El are cu dolar nume. Bun. D700. Gata, e bine, boys. Hai să vedem. Mai dăm un match, cât mai este până începe turneul. Încă 17 minute. Ar fi bine să ne antrenăm și pe... Să ne antrenăm și pe race-uri, ziceți voi? Deci avem Lost Temple și cu Lavarașul. Hai să vedem. Dar încercați pe cât se poate de mult să nu dați emote-uri, ok? Vă rog, sufletelul meu.
Băgăm 8 oameni, 4, 4, 8, da. Că W trebuie cu culoare verde, da, 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 Nin, păi mi-au dat cu culoare cu tot. Deci băgăm prima dată ce e mai ok. Cred că e mai ok din punct de vedere al spawn-ului la început, Lost Temple și după aia Lavarașul. Lavaraș, Lavaraș, unde-i Lavaraș? Nu mă, la, a, uite, da, Lavaraș aici, bun. Și punem 8. Nu, e fără emoturi în prima fază. Așa ar trebui dacă cumva nu-i băguit. 276-396, Codo. Ai luat skin-ul iepuraș de aur, am luat toate skin-urile din prima zi, în primele 4-5 ore. Le-am luat, bun. Hai că butonul de like să facem noi 2000, boys! Dați acolo un like, vă rog mult de tot dacă se poate. Vă rog mult de tot. Am văzut că a intrat Bogdan. Hai să nu fim răi și să ne mulțumim că nu și-a bătut joc. Și mai rău de el. De ce să-și bată joc de Stumble Guy? Să nu-și bată mai rău joc, bro? Eu zic că e destul de ajuns. E de ajuns ce se întâmplă în momentul de față. Cât de corectitudini sunt. Na. Înțelege-te cu ei dacă poți. O lezi fără emote. Ia și joacă cu abonați. Blamver, ăsta mi se pare că i-am dat și Stumble Tokens, dacă nu mă înșel. Ia uite, uite-te la el. Erească-mă Dumnezeu. Blam, poate te mai văd odată. Astăzi chiar sunt gen... Sunt bun. Dacă te mai văd odată... Ok, nu o să mă calific. O să-ți iau Stumble Tokens-urile. Hai, calificați-vă, că n-are sens. Mai dau meci. Jucăm cu Blam. Ultimul copil de pe lumea asta, jucăm cu el și ne-am să ne antrenăm. Și că ne antrenăm, mai mult am stat ca fraierul să facem setările astea la room aici. Că vine Blam și dă el emoturi. Hai mă, cu cine în viața asta? Te rogi de copii ca să nu dea emoturi. Voi vă dați seama, să ajungi pe un joc încât să te rogi de copii ca să nu dea emoturi când ei nu poate să pună o amărâtă de setare acolo, să o pună să poți activa și dezactiva, să te antrenezi ca la turneu. Mi se pare patetic, frate, mi se pare exclusă chestia asta. În 2023 să te rogi de niște oameni ca să nu dea emoturi să te poți antrena și tu liniștit. Viața mea de-am văzut și ceva. 161459, Codu. Asta este. Jucăm cât mai jucăm, cât nu, facem live-uri cu altceva. Ne întoarcem la Brosnas Clash Royale, va veni pe Clash Royale la sfârșitul lunii update. Și gat, ce poți să faci? N-ai ce să faci. Și o să rămână pe episoade, Stumble Guys, că nu, pe live-uri îți omoară creierii jocul ăsta, multe de față. De că la update-ul, la mape noi, când o să vină mape noi, când o să vină turnee cu mapele noi, să mai jucăm. Așa, nu știu. Fall Guys, bă, adevărat, Fall Guys, am tot zis că o să mai bag Davix. Că a venit mape noi, a venit chestii noi pe acolo. Așa, ia să vedem. Ia uite. Ăla are skin-ul nelansat. Te pare că nu o să primească bani prea curând. Mamă, ce a făcut acolo Ericotă. Ok. Mergem cu Bogdan și facem același run. Ok, am ezitat acolo puțin, nu știu de ce mi-a venit să sar pe partea dreaptă. De ce nu joci jocuri horror? Nu știu, Alex Suzu, că n-am eu comunitate și copii pentru jocuri horror. Dacă vă joc horror, rămân 200 de persoane, se sperie și se duc la baie toți. Nu știu, mi-e greu, am făcut jocuri horror în trecut și am văzut ce s-a întâmplat. Gen, aveam foarte mult succes cu jocurile horror atunci când eram început și era comunitatea mai mare, gen... Când mă jucam Clash Royale și după aia a venit Brawl Stars-ul, bă, de ce, Doamne, iartă-mă, e aceeași mapă, n-am schimbat setările. Ce s-a întâmplat? Ok, doar că am făcut o greșeală, băieții s-au dus. Dar n-am pus mapa cealaltă, bro? Ok, oricum respect la băieți că n-au dat emote-ul.
am putut să ne antrenăm și noi exact cum trebuie. Cât mai sunt încă 11-12 minute, cam așa, perfect. Eu am ajuns fără hack în quarter și m-a bătut românii 11v4, mamă, bro. Jale. Jale, deci cred că o să fie și turneul meu foarte băguit, în care o să joace mai mulți versus mai puțini. Să vedeți distracții la turneul de astăzi, deci pentru prima dată când o să vedeți un turneu, probabil că nu l-ați văzut la ceilalți, probabil, nu știu. O să vedeți acum cum o să intre ca nehaliții 15 oameni și o să joace versus 3 oameni, profitând de un bug. Bun, hai să mai punem încă o dată, nu știu de ce s-a băguit. Deci Lost Temple, da? Și eu am pus de 2 ori Lost Temple, cred că am uitat. M-am luat cu vorba și am uitat. Trebuia să fi pus la varaș. Tot la fel fără emote. Codul este 114047. Turu turu tu 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 tu. Jucăm cu acești oameni? În 047 putem să dezactivăm emote-uri noi, hackerii? Nu știu. Pe mine mă trebi, n-am folosit hack în viața mea. Știm că... Ah, bună, bine pe reclamă. Ca să și să pun asta pe Discord. Bun, 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 bun. Dai skin-uri free? Astăzi n-avem skin-uri free, din păcate. Ci că vor să dea niște skin-uri free, dar nu știm sigur dacă va fi așa, cei de la Stamaia să ne dea nouă creatură, să vi le dăm vouă păstea de iepuri, pentru cei care nu l-ați primit și nu l-ați luat încă. Ok. Uite ce spam bun au băieții. Ia uite, Pixel poate să pună OG best easy. Ia uite. Aua, love viața mea, cât a body block-ul. Uite mă cum mergem toți, frate. Facem același lucru cu toții. Deci e incredibil, bro. Eee, dar tot băiatul e primul. Vamos. Să vedem cu ce skin jucăm. Asta zic. Îți recomand să le de Stamul Ice, credem o viață e mult mai frumoasă fără acest joc. Bro, dacă nu le iei în serios, e chiar ok. Cum nici bro s-a sus, nici Clash Royale nu l-a mai luat în serios în ultimul timp. Orice joc multiplayer pe care îl iei în serios îți va rupe capul. Și te va enerva până nu mai știi de sufletul tău. Te va poseda. Aaaa, ok. Vedeți? Dacă mi-a ieșit săritura aia câștigam. Cum nu mi-a ieșit săritura asta și ce doamne iartă-mă se întâmplă cu mine de nu mai îmi reușește. Ia uite-te frate, nu mai pot să mai sari, Gemon. Mamă, trebuie să intru neapărat după aia cu boți. Să mă antrenez puțin. Ok, trebuie să o țin drept. Să faci performanță mare, bro, nu știu, bro, încercăm. Încercăm să vedem. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, GG băieți. Și gata de distracție la turneu, gata de distracție și de nervi. Că ce distracție să fie. Hai să mai băgăm un bloc deș. Dar hai de data aceasta să băgăm 16, 8, 6. Da, băgăm 16, cred că e ok, sperăm. Bloc deș. Și după aia laser. Let's go. 3, 5, 8, 8, 4, 8. Mesajul fixat? Oh, da, chiar. Am uitat mesajul fixat, boys. Dați și voi acolo un like să facem 2000, vă rog din suflet, dacă se poate și ne-a apăsat butonul de like, să îl apese. Așa. O să pun direct așa. Targetul meu de pe live o să facem 3000 de like-uri dacă se poate. Bun. Gata?
A apărut Hector? Da, a apărut. De mâine cei de-a 8-a au simulări pentru evaluarea națională săptămâna viitoare, cei de-a 12-a. Da, deja au început simulările. Dar al lui Hector ce... Ce turneu e? De ce? De tot de 3v3? Păi al lui Hector e remake, bro. A făcut remake. A, e de 1v1? Caterinc atunci. Caterinc, bro. Amă, Ștefi, mă, amă, dă-o rasa vieții. Am înțeles. Acum o oră. Bro, adevărat, da, sunt legite gemurile? Nu, sunt băguite, nu, e băguit turneul. E băguit, bro. Și ne apare că e de 1.400.000, dar locul nu i-a dat 20.000 și locul 20.000, deci nu, e băguit aici la gemuri. E băguit la gemuri, dar price pool-ul e mic. Ce ne-a băut, ia top 2048.60, la price pool-ul ăsta trebuia să fie... Gen, păi gândiți-vă, de la mine e 3v3 și price pool-ul e de 200. La 1024 și la ele 60. Ce de solo. Ce vei face la 1 milion de abonați? Până la 1 milion de abonați mai e, bro. Dar 1v1 oraș, laser, deci no hug. Vezi că nu e rău. Oraș, laser, dash. Și e laser în... e block dash în finală? Gen ce, sunt 3 faze? Nu prea e afacere, că e block dash în finală. Nu știu ce să zic. Poate băgăm așa la Caterin, că printre, da? 3v3 o să fie. O să fie special. Ia să zic că au zis că o să jucăm race car driver, o să jucăm? Mi-au zis băieții? Nu înțeleg de ce ar juca skinul ăla, sincer, ăsta. Vă joc pe alb. Pe roșu, așa, full roșu. Bun, noi la tine de când filmai, stai mai și niciodată nu mi-ai dat banana de aur. Păi Irina, că n-ai avut noroc să o câștigi, cum să-ți o dau? Nu e logic. Când avem gol, dăm banana, le dăm la abonați, nu le păsesc pentru mine. Dacă tu n-ai noroc să o câștigi, cine nu poți să le dau moca pe sub mână? Să ți le dau așa, știi, pe șustache. Dacă ți le-ai vrut astăzi, nu știu, vedem. Când mai dai gol de banana, când o să ne dai cei de la Stamolice, ca să vă mai pot da. Hai să mai băgăm două mape de race, că-s rapide. Punem tot la fel. O să punem invers, la vara și după aia, dar nu, că sunt mulți pentru la vara și... Mulți, bro. Ok, hai să punem rapid. Ăla, Temple. Și la varaș. Dacă folosești bagul ăla IBAN, nu știu sigur chestia asta, dar la turneul meu o să încerc să... La pe cei care o să dau spectate, dacă e. Și o să joace în mai mulți oameni. Să le fac report. Să le dau report. Poate că o să există o posibilitate anume ca să primească. Dacă nu permanent, măcar nu știu, ceva pentru o perioadă. De ce bași cu 8? Pentru că vrem să nu fie troller care folosesc emote-uri. Bine, mare mi-ar fi mirarea că de pe aici să nu fie vreunul care nu folosește emote. Nu trebuie să fie boții de ăștia care să ne dea troll. Iar n-am mai putut să mai țin. N-ai mă, n-ai cu cine. Nu cu cine, bro. Asta e comunitatea, n-ai ce să faci. Văzut că mulți oameni pe Discord caută grupuri să facă bug-ul. Da, așa este.
De decis să șterg contul prietenului meu, era meci la Sparks și a dat un prieten de-a lui invite și să șterg contul, nu mă pricep. Ce zici, băi, Ionuțule, vă salut. Da, pe bune, că nu se poate face nimic? Bro, păi dar nu mi se pare corect. Ca să se abuzeze de bagul ăsta, pe bune. Păi hai că abuzez și eu aici, nebun, și ce rezolvăm? Am scupt 100 de gemuri în tarea, da, știu, am pus 100 de gemuri pentru că să fie și recompensele mari. Nu? Pe bune, bro, pe bune, pe bune, ar fi aiurea să abuzăm. Ca content creator de bagul ăsta, nu știi, aiurea. Dar... nu știu ce să zic. Mie da mesi de abonare? 42 de secunde. Dacă strâneze pe control, deci mă pot uita. Elena Gavrila, mesiul pentru membru. Sigur nu ești băiat de pe contul mamei? Sau chiar te cheamă Elena, ca să știu să spun pe nume. Mulțumesc mult pentru membru. Am luat titlul pe Edgar CEO of BS, primul din O. Ce of Brawl Stars, da, și este titlul de la Edgar, nici m-am uitat la toate. Ai jucat la Edgar, de-ai spart. Ce e cu perioada asta, bro, toată familia mea e aproape răcită, nu știu, e un virus, se întâmplă ceva. Totul pleacă de la gât, te doare gâtul și după aia te ia răceală, de aia gravă, nu știu care e faza. Au dat ăștia cu ceva în aer, nu pot imagina. N-am răcit toată iarna, am stat cu geamul deschis, dezbrăcat, n-am avut nicio problemă. Deci e clară situația că tu când răcești, răcești din cauza virusului, nu că... stai tu dezbrăcat, că stai tu în frig, că stai în curent și mai știu orice altceva. Dacă e un virus și l-are cineva, te-ai dus, ăla ai fost. De asta și când a fost atunci cu virusul ăla care a fost, știți voi să nu-i zic numele, se îmbolnăvea lumea atât de rapid și s-a profitat de chestia asta foarte mult, că gen, se răspundea foarte rapid. Gen, în momentul de față îmi vedeți cu ce poate să te atace în pana mea. N-am sunat, n-am mai răcit de peste jumătate de an, cred. Din Ohio, da. Hai cu butonul de like să facem 2000, boys. Dați un like acolo, cine n-a apăsat butonul de like de abonare. Hai să vedem. Citim niște nume. Hai pe contul principal, Vlad OG, că n-am scris nimic care era. Nu știu, că n-am dat hide la nimeni. La nimeni n-am dat, bro. Bă, eu ce am efect special aici? Am de foc. Nah. Nu știu ce să zic. Îl pun pe ăsta așa. Că se potrivește. Ia uite, l-avem pe Ahmed, Zedakos, Priam, Chris, thank you very much, boys, welcome. Ăștia sunt străini, bro, păi mai degrabă facem treabă cu străinii. Că vin la turneu decât cu românii. Thank you very much, welcome, guys. Welcome, my friends. Deci cu doi străini, da, jucăm cu doi pro player străini. Cu Nici și cu Aaron. Nici e român, adică are familia din România. Și... se lege așa cât de cât română, dar nu foarte mult. Opa. Și că începem. A început deja. Ah, firar. N-am apucat să sar. Forță. Am început splendid. Vocal cu ei? Păi nu știu că n-am vorbit încă. Am și Arun e săpărul pe... bă, sper că nu e vreun emote nou, deci până acum e bine. Dacă nu e niciun emote, e în regulă. Nice. Cred că sunt amii în față. De fapt, avem doar o singură persoană. Am apucat să sar acolo. Dar cred că va câștiga. Bă, dar ce bine a stat ăla cu albastru, bro. Vezi cine a câștigat. Câștigat Aaron, da, e insane, efectiv, pe raceri. Aaron rupe. Cătălina, mersi mult pentru abonare.
Cum ar fi să facă ăștia bug-ul și la race-uri și să intre 15 oameni versus 3? Să intre 15 oameni, bără, în echipă. În echipa adversă. Marky de ce nu mai joacă la 3v3? Marky e un copil neserios. Aia zis că-l bag, că joacă, că nu știe, după aia a zis că... că el nu mai joacă, că s-a lăsat de joc. Ce și mai departe. A fost și un vocal și intrava asta în cameră, că aici vorbea în română. Tipi Marchia, că sunt curios să-i sun. Ia să vedem. Am să nu vorbească urât, că ne-am dus. Hello, Nici, mă auzi? Wait. Stai așa, că nu cred că merge sunetul de la mine. Sau mă auzi? E bine? Ia, zi acum ceva. Nu știu ce se întâmplă. Nu se aude așa bine. Ce am făcut, brother? Ia uite-mă unde i-am trimis invitație, what the heck. Deci au W, nu mai poți să-ți iei... poți să-i dacă câștigi multe turnee. Mi se pare săptămânal să câștigi un turneu. Turneul lui Hector 1v1. Mă auzi? Ei, n-aiez. Da. Ok. Do you speak Romanian? Very good or not? Da. Știu să vorbesc puțin. Ok, dar tu poți să mă înțelegi pe mine când vorbesc română? Yes, yes. Stai așa, hai să jucăm și spun după aia. Ok. Hai că e bine. Suntem aici. Hai, voi. Nu, no, cred că mai are vreo șansă ca să mai vină. Nice. Nice. Wait, I'm playing 1v1 Europa. Joci la turneu de 1v1? Yes. Ok, da. Ok. Da. Și zici că ai, ai familia, locuiești în România sau cum? Cum de ai tu părinții români? No, suntem română, one family, and she enseñase me puțin română. Deci, sunteți români, dar plecați afară? No, only one family, one. Da, nu înțeleg foarte bine. Cred că mai bine scrie în engleză ca să le explic la băieți pe live. Da, el a zis că un părinte. Deci cred că ori mama, ori tata probabil din România, s-ar putea. Aolo, ce bine s-a dus acolo Aaron. Uite, bro, ce body block poți să-ți iei aici, e incredibil când sare cineva pe capul tău. Hai că m-ai făcut afacere. Hai zis că unul din România, da, deci cred că cineva urma mori tatăi din România. Your mom or your father is in Romanian? This is second. What? I don't understand very, very good. Okay. Oh. L-auzim foarte încet, dar n-am ce să fac, că nici eu nu l-au foarte, foarte bine. Și l-am dat la maxim peste tot, gen. Ok, vezi. Ettore de 3v3, nu de 1v1? Alol, ce porcărie. Păi de ce scrie Hector Ruiz 1v1 oraș? Nu înțeleg. Dacă e de 3v3.
Play on Hector Ruiz or not? I have wait. Do you want wait? A moment, my Castile root. Wait. Okay, now better or no? What? Mă asculti better or no? Păi eu te ascult bine, dar nu te înțeleg, nu se aude foarte bine. Ah. Trebuie să vorbești mai rar ca să te înțeleg. Ok. Wait, I look this. Ok, nice. Now microphone it's ok. Ok. Ah, no, this no, wait. This no. Ok, this. Wait, I have a match with Aaron. This is. You can look. Oh, mai era cât poate să nu sară acolo. Ce a făcut pe fraier? Da, acum se aude bine, ok. Deci are o rudă în România, doar o mamă sau tată. Păi și mama sau tata e din România? This I don't want to speak. It's secret. Ok, bro. Și your nationality? Me, I'm from Spain. I live in Spain and I născut in Spain. Ok, născut în Spania. But my familiar talk with me and I a friend. Ok. Și familia stă cu tine în Spania? Yes. Ok, I understand now. Ok. Ce zice Aaron, că you are nice in race, bro. Thanks, bro. Hai că ne-am descurcat cu Aaron. No, Aaron is good. Hector, 1v1 or 3v3? Oh, it's 3v3. Do you have team? Play on Hector? No, I have trio fix. What? I have fixed team in 3. But this is special. Hector Ruiz, I go with Kiro and Erol. Ah, ok. Păi nu știu, dă-i Jerry, dă-i. Dacă îi dă-i cod, dacă jucați. Ești vedul pe CSGO? Băi, e fain, că... Că putem să ne ținem că și română cu Nicii. Tu ești jucător de controller? Do you play on controller? Yes. If you speak in Romanian, I understand all. But speaking is not good, but understand you, yes, so good. Me too, bro. I don't speak English very good. No, me too. But Samu is Romanian guy. Yes. And move in Spain. Sí. But Samu is different because Samu is he anascut in Romania and the family is Romanian. Da, yes. He tell me yes. This. I know. Vezi că în română și să spun în engleză, da, a zis că înțelege mai greu, gen. No, I understand you, yes. Înțelegi, dar răspuns mai greu. Yes, asta, for speak, is mici. But for understand you, is good. Ok. Încearcă să vorbești, să ne răspunzi în engleză și eu spun în română, pentru că nu vorbesc foarte, foarte bine și ar putea să nu mă înțelegi. Me in English. Or what? Wait. They join party. Și ce mi-ai dat aici? Și cum poți să joci atât de bine de pe controller?
because this is I play turn games with controller and it's easy for me. All this time play on only controller? No, no. I have 1 year in Istanbul, but I play in controller 5 weeks. Oh, okay, okay. 5 weeks. Yes. Tastatura nu e mai bună? Keyboard. You speak keyboard? Wait. Da, yes, keyboard, yes. Yes, but it's, controller for me is easy. Keyboard, 50-50. Și cum poți să ai sensibilitatea foarte bună de pe controller? No, I don't have wood, but it's, I can play with sensibility, but... Oh, ok. It's easy. Ne-am dus. Nu știu cum de nu ai reușit nici și lui Aron, sincer. Aron is controller. Ok. Double controller and one keyboard. Your keyboard, no? Yes. Ok, yes. Mamă, ce greșeală am făcut aici, ne-am dus amândoi, bro. Nu înțeleg cum... Da, eu i-am dat body block, i-am dat eu body. Când am reușit ca să sar acolo, n-am apucat. Ah, ce greșeală. Mai stat de mult pe burtă acolo, adică dai double space mai repede? Da, nu m-am mușcat foarte mult pe lavaraș și mi-am pierdut antrenamentul la săritura aia. N-am zis că și mai devreme m-am mușcat cu abonații, la fel am făcut greșeala. N-ai bas o ia. Mersi fain pentru 1941 de la corect butonul de la boys, faci noi 2K. Hai cu 2000. E bine că măcar nu ne mai găsește, adică ne găsește meci și nu ne mai ține la free win. Să intri meci dacă apuci, Nici. Ha? Să intri. Ok, wait, I have book. 6 second, 4, 3, 2. I can, I have a book connection, is book. Ok. Ah. Start match or... Ok, now start. I try to join. Ok. Ok. I don't know if I... No. Ok, lag. Oh no. No problem, bro. It's one fast. It's not very important. Aron, okay. Aron play very good, bro. Mamă, cine am dus aici? O să câștigi Aron. Lejer, da. Cred că a câștigat. Nice. Băi, ce rău îmi pare că l-am încurcat mai devreme pe Aron. Pe săritura aia nebună. Mai bine lăsam pe să în față. Dar ok și cu un lose. Că după aia contează fazele cealaltă, fiind 4. Păi cred că o să fac un video rare și cu el. Cam tot zis de mult timp. Cu okay, Samu. I have another match. Start in 10 seconds. Oh my god, I have book. Wait. A ver. How many time? 4 seconds, 3, 2, 1. Oh, what a... Wait. It's very hard to play on two tournament. Okay, no, enter. I don't play 1v1, chill. But it's not for this, it's because I have book. Okay. Okay, I join them. Nice. Okay, only one. Chit. I try to body. Or around. Nice. Până te duci tu pe aici, uite aici cum au dus băieții.
Nice, bro, Nici. But it's 1-5, bro, chill. If we lost 2 or 3 or 4 or 5. Yeah, it's okay, it's okay. One phase. First phase, it's okay. Câți ani ai, Nici? 15. 1-5. Oh, ok, 15. Mulți înainte. Da, joacă bine, băi, îți dai seama. Mai ales câte turnee ai? How many tournaments win? Now 22. 22, nice, 22, bun. Dai seama, 22 de turnee e ceva. And how many gems do you have in account right now? In account, because, no, because this is new account, bro. I have only 100k only. 100k. Cât înseamnă, băi, 100k? 100. No, wait. I misprinted this. O 100k, ok. 100k, wow, bro. But it's new account in Steam. Why only 100k? Because I win other tournaments in not only my account. Oh, and this is not your account? Yes, but when I start Stumble 1 year, I play on mobile and I have now 2 months in PC. And I win 22 tournaments, but 5 tournaments is on mobile and the other are in PC. Ok. Ai luat vreun ban pe jocul ăsta? Gen, ai primit ban? I win Stumble Cup. But the premis cómo se dice, 1000 euros. There's telling me, no? And but it's a scam. Și ai băgat atât de mult timp la race. Dar n-am băgat eu, bro, timpul ăsta. Nu bag eu timpul, nu pun eu timpul la turnee. 5 turnee pe telefon e tan rău, da. Îți dai seama. Avem încă 2. Cât mai e? Mamă, mai sunt 34 de minute. Bă, adevărat, frate. Prea nebunește, bă, frate, bă. Nu înțeleg. Și au, te-a pus top 50 să se califice. Și doar 33 de echipe. Îți dai seama că de puțin s-au înscris. Ok. Hai cu butonul de like, mersi fain pentru 2000 de like-uri. Dați și voi acolo un like să facem 3k. Ce vreți să mai întrebăm pe Nici? I ask my community what I... Bro, I understand you in Romanian. Ok. I understand. Ok. Ce vreți să-l mai întrebăm, boys? Hai că joacă de un an, Stumble Ace care 100.000 acum pe cont. 3.000 egal 2 ani de noroc, hai cu butonul de like, boys. Hai mă să mă antrenăm. Mă antrenez puțin cu abonații și îmi spui dacă ne găsește jucători, ok? Vale. If entry adversar. Yes. Okay. Bun, hai să băgăm un antrenament, boys, top race aici, dar cred că e degeaba, cred mai bine băgăm noi block dash. Block dash cu laser. Și punem tot 16, cred că e ok, nu? Codul e 808424, în ce face primești? În face 3 primești gemuri, dacă ajungi. 808424. Mă zic pentru 2200 de like-uri aproape, hai cu butonul de like să faceți noi 2500, vă rog din suflet. Cine a apăsat butonul de like și de abonare și dacă mai aveți vreo întrebare pentru Nici, puteți să o adresați, asta e fake, Nici, fake. Yes, I'm fake. No, on custom party, my subscriber, copy your name. Yeah, every time I look in tournaments, Nici versus me, Nici versus me. Yes. Which double, which mod menu. Nici, Carzi, copy name every time.
Oh my god. Yeah, bro, what? Karzi, leave game or play Stumble Race? No. Karzi today win with hack Lealo. What? With hack? Look tournament, Europa. Wow, bro. With bug which well, it's not hack, it's bug, but it's bro, I use this versus hackers and I bug it, and after I don't use versus hackers and I lost 4 versus 26. Ok. Bro, cea mai mare greșeală pe care o fac e că stau după perete cu abonații. De ce fac chestia asta? Nu știu, să trec eu prin perete acolo. Că ei vin după mine disperați ca să mă bat. Tot mai bine cu mai puține persoane, sincer. Codul e 519494. 519494. Spune niște cuvinte în România. Spune ceva în română, dar să nu fie înjurătură. Ok? Să nu înjuri. Ok. Ce vrei să zic? Ceva. Spune orice știi. Ale. Tu, nu știu. Nu știu. Ce vrei să spună băieții în română? Întrebați voi. Nu ne-am vestit de unele. Pick me one and I traduce in Romanian if you. Și tu vii în România doar în vacanță? No, I'd never go. Only, no. Never go in Romanian? No, I cred că no. De ce? Only when I have 1 year, yes. But only one or 2 weeks. But only 1 month or 2 weeks, I don't know. Acceptă Leonin cererea, acceptă request-ul. Bă, frate, dacă poți să te joci cu abonații, bă, băiatule, bă, ce stăți așa nebun, bă, vere, bă, dacă mă pot să joc cu voi, bă, frate. Ce stați, mă, după mine, mă, mâncabași, bă, să zici că câștigați gemuri dacă mă băteți. N-am văzut așa ceva. Bro, în loc să ne antrenăm ca să ne antrenăm, voi îmi dați mie target. Eu nu vă înțeleg, efectiv. Nu mă înțeleg. Nu mai dau meciuri, e ultimul și gata. Nu mai dau deloc. Păi scopul e ca să ne antrenăm și voi dați target, voi, gen mie. N-are logică, frate, n-are logică. Adică se vede de la o poștă că voi veniți mai pe mine și dați mai pe mine. Uite pe Discord. Am văzut, uite cum a câștigat Karzi turneul. A, păi mi-a dat de asta, bro, las, că nu mă mai descarc acum, că pică live-ul. What is your favorite sport? Football, bro. Football, ok. And favorite team? Barcelona. Barcelona, nice. And player? Football player? Football player, Ronaldo. Ronaldo, Messi, Mbappé. No, what Ronaldo. Player? Ronaldo? Yes. Ok. Ronaldo. Da, băi, nu-ți, dar vezi că nu ține cu Messi. Sunt dezamăgit. Ok. Wow, dacă le piceam acolo pe Luca. Jacka Brawl Stars, what game play without Stumble Ace? Brawl Stars, you try? Yes, I play, but now no. Okay. Now no. I play 1 year and I left. Because it's same map and not cool for me. Not fun. And Clash Royale, do you play? Clash Royale, yes.
I when I play Clash Royale I'm top in Spain, bro. Now. Clash Royale very good game. Yeah. Am văzut, bro. Cum a câștigat pe meu. Da, chiar, da, chiar, bro. You say same map on Brawl Stars, but in Stumble Guys same map every day. On every tournament, block deci. Yeah. But I don't know. I like Stumble. Brawl Stars. No sé. Brawl Stars very hard. Stumble Guys easy. Anytime. Sometime. Very easy Stumble Guys. Yes. Brawl Stars very competitive game. I know. Ah, ce era să-l prind acolo. Oh, asta a intrat ca un Clash Royale very good. Very good game in Clash Royale. Ia să vedem. I'm Luca. Mergem cu pumnul, nu? Că piciorul nu prea are sens. Eee, na. Ok. Dă-te-ți acolo body block. No! Firar, eram cu spatele, bro. Eram cu spatele și n-am mai apucat să mai mă pot să sar. Bro, tu nu mai găsiște mine de primul? Vorbești pe dar pe ce vrea să vorbesc Jerry? Pe fund când sunt răcit. Cartea lui preferată din Clash Royale. Care e cartea ta favorită din Clash Royale? El Mega Caballero. Oh, Mega Knight. Yes. Mega Caballero, nice. Yes. Hai cu laserul din nou aici. 10. Codul e 146763. You speak English, analfabet, mersi mult pentru nație, bro, mersi mult de tot, bro. Much appreciated, bro. Hmm? No, I read one donation. Mă pun pe mod când e să vorbim cu chat-ul. Mega Caballero, îl cheamă în realitate așa, adevărat. Cum te cheamă în realitate? Care e numele tău? Nico. Cum? Nico. Nico? Nico, yes. Ok. Nisi Nico. Nisi Nico, Nisi is your family name? No, my name in Istanbul is Nisi. Ah, but ok. I know this. My name is not Nico because in Spain are one player which Nico and I put Nisi. Ok. Nico, vedeți ca Nicola. Uite și tu la ei, bă, frate, bă, dar sunteți nebun, bă, băiatule, bă, sunteți nebun la cap. Ferească, mă, sfântul de-am ăsta așa nebun. Fere, voi dați mine cu riscul de a vă omorâ și pe voi. Nu vă înțeleg, frate, sunteți așa disperați. Nu înțeleg. Și nu înțeleg, bro, nu înțeleg. Care iubită. Do you have a girlfriend? No. No right now? I finish. Finish relationship? Eh? Do you finish your relation right now or? No, right now no. 2 weeks. Oh, 2 weeks ago. Yes.
Ok. But it's not problem, bro. Now it's not very important for me this. Yeah, bro. You are very younger. Încearcă să înveți și după aia vor veni și fetițele. Da. Tournament very important versus girlfriend. No. No? No. I want to try to have good study. Okay. Ți a zis că studiile sunt mai importante, voi se auzi. Eu sunt Iazi Haladita Match, ok, Ștefan Messi de abonare, bine venit. Nici de vârstă, fratele meu, da, are 15 ani. Messi Viper 2200 de like-uri, like butonul, like, facem noi 2500, boys. Păi, dar de ce ne mișcăm atât de greu, bro, cu like-urile? Am văzut că în ultimul timp, gen, nu se apasă butonul de like, dar gen... nu se apasă butonul de like. Se descurcă la școală. Păi, și dacă l-am trebuit să se descurcă la școală, nu o să-mi arate notele. Ok. Hai să-l cheamă Nico în viața reală. Nu! M-a luat. Ce crezi? Eram sigur. Am dat emote-ul și am stat aproape de ei. Tu nu ți-ai acceptat, Nin? Accept request, Nin, on Discord. Whoa. He invite you in friends, Nin. But who is the name? What is the name? Liz. Liz. This. I write in comment, in message. Nin. Okay, wait. Vezi că îl cheamă Nico, da, Nico e numele lui, real. De acolo și-a pus numele Nici. No, but I have Nisi when I go in season 1 in Fortnite. Chapter 1, season 1, my name is Nisi. The Fortnite. Ok. Do you play Fortnite? Cum să zic yes. Eu? Yes. Te joci mult Fortnite? No. Mai mult Samurai decât Fortnite. No. If I play with Marky or no, I don't play, but I play matchmaking. Okay, chill. Okay. Bro, Nin don't give me request. He don't put me. He don't add me, bro. Okay, we win this. Problem with ping. Aron e în față. Ai body. Nice, bro. Nu, no, Aron. Aron? Aron? What the fuck, Aron, bro? Aron tried to body, bro. Very unlucky, bro. O minute mai sunt. E bine oricum că suntem aici. 8 cu 2 să avem. Păi, dar vezi că ăștia au 5 cu 5, 4 cu 4. Ce n-ai, bă, bă, să așa slabești? Bine, cred că sunt și alte faze. O să fie câteva echipe bune, dar nu o să fie foarte multe. Ar fi fost tare ceva de genul să testăm bug. Bug-ul ca să jucăm cu bug, da. Okay, now
ce cum fac. Now yes, last block dash is better. Yes, laser block dash și după aia block dash only. But I have a question. Marin. What? Why you put every week tournament rush hour and block dash? I changed tournament this week. March. I changed tournament. I put Hot Wheels phase 1, Block Dash phase 2, Only Punch, phase 3 Laser, Only Punch and phase 4 Laser, Only Punch. E rematch? Bro, rematch. No. Nu e bro rematch cel. Bra, mi-am luat los. I changed to Ramera Shower, yes, without emote is very incorrect. But 2v2, 1v1. Solo. Solo. 8 player and 4 qualify. No, this is good. It's good. But for me, real, I don't like the maps. But it's good. Yeah, it's okay. I change tournament every week. Maybe. Să pui 30 de gemă, nouă, marți am 50 de gemă în intrarea, bro. Hello, Sikovo. Site-ul de turnee nu merge, nici mie nu merge site-ul. 6, uite, hai să mai băgăm un antrenament, dar băgăm numai la servere. Băgăm laser cu 5 persoane, să vedem. O să băgăm cu 8, dar 8 e prea mult. Hai, bă, hai cu 8. I don't speak Spanish, bro, very good. Only English, maybe? 3-2-4-0-7-6. Care ți se pare cel mai bun jucător de Stumble Guys? No, this, I don't know. Nu știu, top 5. The player of... No. Best player on this game. Best player, I don't know, but which two in the tours? David have 120 tours win. Okay. This yeah, but the in level I don't know, but for tours David. Sekobo, yeah, bro. Thank you. Dăm ora mea de abonare. No, mai înțelegeți ceva din ce se întâmplă aici. Look this, Madalin. Look this, when you can. Wait. Ai, mă, unde mi-a sărit? Bă, Vere, bă, dar eu nu mă pot juca, mă, cu voi. Eu nu mă pot juca, frate, eu sunt 1 versus 10, gine, 1 versus 9. Și nu mă pot juca, frate, sunteți exagerați. Mai bine 1v1 și salut, cine apucă, apucă. Look. Sekobo, yes, he's Nietzsche, and he talk Spanish. Yeah, I see, bro. Trebuie să sunt wildback by your team. Ok. Yeah, I don't know. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic despre situația asta. Na. This is bro. Ia să vedem pe Raul 1v1, cred că e altceva. E altceva. Bro, Doamne iartă-mă, de ce mă pune atâta pe burtă? De ce mă ține o veșnicie pe burtă, mă băiată? Bă, dar chiar că eu am luat animația asta de win. Și eu n-am pus-o, uite că adevărat, că mi-a adus aminte. Bine că am pierdut. Că uitasem cam și-o asta. Ok, hai să mai băgăm un laser. Până începe următoarea rundă. În regulă, 8-5-6-7-6-3. Că s-a oprit și muzica.
But this is a good tournament. So good map, so good price, is good bro. Da, e ok turneul, numai să nu fie băguit. Să nu Buh is 100%. I look and is one server, only Romanian players have the board. No, the board is cheating all tournaments now, bro. Yeah, Romanian player right now play with bug. Romanian, no. It's Patrick, Robert, Devour, Matke, Kiman, y un montón. Bă, du-te de aici. Cum a luat-o, mă? Cum s-a ferit? Ok. E bine că mi-ai auzit numele. Și Jerry, și tu joci, a? Aaaa, cât a scăpat acolo șobolană. What? Și nu-mi place că mi-l lasă lăsa și sunt cu spatele. Liniște. Nu merge, bă, băiatule, bă. Nice. Ce frumoasă melodia, nu știu cine a picat YouTube-ul. Patrick Fire. No. E bine. ASMR. ASMR time. Încă 38 de secunde. Go 1v1, Madalin, in laser. 1v1 in laser? Yes. Ok. In beat me, 1. Wait. To make a party. And I add you now. Nice, join. Ok, wait. I join. Fast because începe runda. Yes. I know. Joci mult cu piciorul pe laser. No. No. Pumnul bombo, mai mult, nu? Combo bombado and is dead. Combo? Yes. In team combo is very is best, no? It, no, it's punch one and bomba, așa, bomba. Ah, bombare, ok. And it's easy, bro. But it's a good kick, bro. Yeah, kick is very good. I know. I hate kick. Why I deactivate this emote in my tournament solo? Look this. This trick. Pass, jump this. No, wait. This is trick. Wait. Jump here. No, nice. wait. I know this trick, bro, but it's risky. I know. It's risky, bro. Vrei să zici că tricul ăsta dai piciorul foarte rapid și sar peste laser. Sar peste laser și nu și treci prin el cum ar veni. Nu cred că ai înțeles foarte bine, dar hai că începem. Oh, baby, bro. Wow, hai că suntem cu Bogdan, cred că o să facă bug-ul, bro. Cred că o să facă bug-ul aici. O să fie mai mulți player versus noi. Bogdan.
Aici o să fie bug, de-aia ăla gen nu intră, ca să bage oameni. Asta de la ei. Ia Iurea, bro, pe bune, că o să arăt dovezile celor la stamără și sunt curios dacă o să se ia atitudine. Ia bagă prietenul lui. El n-are nicio vină, clar. Is laser the first or block dash? Yes, laser. Laser, ok. Sunt doar 3? Da, n-a băgat? Ok. Am crezut că de asta întârzie. Mamă, bro, nice. Go down. Bro, I don't have a... what? Fire punch not work? I don't know. I have normal. Bro, not work punch. I don't know, bro. Fire punch not work for me. Nice, so nice, nice, guys. I don't have a sword. Bă, ce prostie, bro, merge decât pumnul normal. Ce, 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 ce? The guy is nervous, bro, 1v3. Nu pot decât cu piciorul să mă joc. No, bro. Ah, mă, dă-l în rasa lui. Ăștia sunt prea nebuni, frate, oamenii ăștia. No. Dă-i pum, Nici, pum. I don't have... no, bro. Bate un nou, frate, la sora sa, mă. Doar pumnul normal, eu nu înțeleg, sunt prea de tot așa de la asta, mă, sunt prea de tot, frate, sunt prea de tot. De ce ai băgat, frate, doar pumnul și nu super punch, gen pumnul de foc? Și mai ales să nu-l ai în primul match, în pana mea. Cred că nici Aaron n-are pumnul. A bine, stăteam doar la rezistență. Și ăla tot la fel, are doar piciorul și n-are pumnul, incredibil. Trebuie să luăm pumnul, normal. Mă minunează pe zi ce trece, ăștia de la asta mai mă minunează, efectiv. We lost. Ia, yeah, bro. Bro, why not fire punch in tournament? Why? Stumble, guys. Hai, mă, frate, mă, lași. Ești nebun la cap, dă-te în rasa, mătii de joc. Stai, mă, ce naiba am pus aici? Am pus ce nu trebuie. Mi-ai cut. Ah, yes, look the photo, bro. You put only normal punch. Bro, în photo is punch and punch, fire punch, e același lucru. E același lucru, e aceeași prostie, ar trebui băgată, ești nebun, dacă e același lucru, e același lucru, același lucru, ești nebun. I know. Mă dezgustă pe zi ce trece jocul ăsta, în orice chestie mă dezgustă. În orice chestie. Și am zis gen, doar pumnul gen. Acum, deci trebuie să le zici oamenilor asura că și pumnul și fire punch-ul trebuie. Trebuie ambele. Bine că nu e inima, măcar atâta lucru. Sperăm că nu știu când eram testat.
Ia. Da, inima nu e bine. Măcar asculta de asta. Vedem în următoarele faze. La Hector Ruiz e free calificarea. Nu am apucat să joc la Hector Ruiz. Se joace băieții. O să intru după aceea. Yes bro, no fire punch. Pas. Nice bro. Ok, nice. Ok, Zed. GG. De ce merge cu pumnul de foc, nu știu. Nu mă întreba. Nu mă întreba că eu i-am spus ca să fie pumnul, gen... Să fie activat. Că eu am înțeles doar pumnul ăla și nu și pumnul de foc. Nu mai zice nimeni nimic. Ah, ok. Ai jump, bro. Aici top cât a pus să se califice? Top 44 din 84. E bine, are. O să joc și la Hector, într-adevăr. Oh no! Ce porcărie! De vor 12v3. A, face bug-ul ăla, bro. Poate trist, brother, păi ce poți, bro? Care e faza cu W ăla de colorat, trebuie să câștigi multe turnee din alea ca să se pună W, turneele alea zilnice. Aia e tot ce trebuie să faci. Hector e 2v2, că zice că de unde venu. Să-mi spui când ne găsesc jucători, ok? No. Ne-a găsit? Yes. Ok. But no problem, if you want, play Hector. No. I play. Tell if you want. Eu nu mă calific din cauza că nu e emote-ul de Fire Punch. Da, știu, dar n-am zis eu chestia asta, gen, să dezactiveze Fire Punch-ul. Logic, când spui că, băi, emote-ul de pump, păi sunt toate de pump. Alin Stroie mai aici, Vasile Mesita, până are. E logic, adică... Pana mea. Deci eu chiar n-am nicio vină, dacă ăștia chiar nu poate să ne înțeleagă, nu poate să înțeleagă setările. Meme is not my game, bro. Wow! Nice, super punch, bro. Controller the best. No, it's better keyboard. Better but keyboard? For me it's controller, but for play stumble is better keyboard. Yeah. For the sensibility. Oh no! Ce greșeală am făcut. Sorry. Kill. Mamă, ce prostie am făcut acolo, fie să mă gândesc. Știu că nu este pumnul de foc. Cu mii de youtuber pe aici și m-au ignorat toți, de asta sunt trist. Hai bro, noi nu te-am ignorat. Azi e ok că 2-1. Se bagă nou update pe standby săptămâna aceasta, joi ar trebui să vină. Dar s-ar putea să vină chiar mai devreme. Fai de viața mea bro, ce vorbești bă, ești nebun că i-am mâncat. Știu băieții, bloc de șupă de rost. Bro, play bloc de șupă every day.
No, bro. For level, yes, but now no. Now. Toată ziua, bro, Blockdash. No, bro. Blockdash în somn, Blockdash la școală. Yes, bro. Așa e. No, in school, yes, bro. Do you play on phone or school? No, which laptop of my class. Oh, laptop on classroom? Yes. Wow. What school is this, bro? When you play on laptop on school? Because I put hack on my laptop of class and I can descarg jokes. Games. Ah, okay. Laptop on school and computer home? No, I have laptop between. No, I have laptop between house. Okay. If you don't have a mod, punch one. Okay? I'll try. And we can. Combo. Combo, yes. I wait. Okay. Nice, okay. Bro. Nice, GG. Your look is good, bro. Combo. If you try to punch, it's easy. Oh, okay, punch. No, okay. No. It's okay. Nice, bro. Oh, okay. No. He resists, bro. Oh my god. Punch! No, Aaron. No, in this way. Nice, bro. Ah! Și m-am panicat aici, crezi că vine cu pun. E bine până acum, păcat de primul meci. Că n-am știut că trebuie super, că trebuie pumnul normal. Să-mi zici când ne găsește meci, ok? Ok, chill. But if you want, I play 2v3. Easy. You want. No. Tell me. Okay. Îmi zici când vin jucător, ok? Ok, chill. Eu mai promesc de abonare. Cred că ar fi bine ca să iau eu inima. Banana în loc de inima aici. Mie mi-a dat pumnul de foc la Hector. Păi la Hector cred că merge pumnul de foc, de aici nu merge. La al meu. Ok, now enemies. Ok. Când înțelegi română, pentru că unul din părinții lui este român. Yes. Și înțelege. Ce vorbește, da, foarte puțin? Înțeleg tot. Da, înțelegi, dar de vorbit mai greu. English better. No, I have bad English. Wow, Aaron, damn, bro. Okay, 2v2. 2v2 right now. But not that. No, but this is a good try. No. Uf. O să încerc să rezist. Că nu prea sunt așa bun pe emote-uri.
No, bro. No. Nice. It's okay. Can I jump? Yeah, I jump. Pass. Oh, what? Bro, what is this? What, bro? What? Super, super, very punch. Super mega punch. It's not good, super punch. Nice, bro. No, it's not that. Okay. Oh, yes. Yeah, right now it's okay. No! No, bro! What? 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 What, bro? You look? I don't see very good. Oh my god! Nu înțeleg cum a reușit să scape. Oh my god, bro, this guy is so lucky, bro. Stumble, guys, man. Oh my god. Bro! Bro, dar am sărit! Am sărit, de ce nu merge? Si, bro, am problema. Ok. Bro, dar am sărit, ești nebun, am sărit efectiv. Rasa măsii de joc, n-am mai avut boost, n-am mai avut viteză de n-am reușit acolo. Sau care a fost faza? Chill, bro, chill. Bro, this game make me angry every time. No, because you don't have fuerza for jump and you can save if you don't have fuerza. Why not make refire? Bueno. Să nu dai un refire și te iei de ei. De cine m-am luat eu mă Raul lungul? Ești căpiat și tu, ești căpcăun la cap. Nu m-am luat de nimeni, a fost efectiv miraz de cum a rezistat ăla. Ești prea prost și mai ești și surd pe lângă asta. Nu e corect că s-a văzut că ai sărit, mă, da, bro, am făcut tactica aia, am sărit acolo, nu știu ce s-a întâmplat. Oh, it's ok, bro, it's ok. It's phase 2, it's ok. Phase 3, full focus. And bracket, yes. Portal. Phase 3, 4 bracket. Oh, bro. Ce ai tu, kick? Wow! Oh, nice! Very bad player. Chill. No! I know that I know. It's okay, 2v1. Nice. Look this. Okay. Prime. I don't try. Ce-a făcut băieții aici? Au luat un eliminated la sectorul East, dar se descurcă băieții. Ăla era Cardi sau ăla, cât noroc să aibă? Nu știu, frate, cât noroc a putut să aibă. Chiar m-au uimit și pe mine însuși. De când e live, stai live de 2 ore și 10. Vezi, fai pentru 2500 de like-uri oricum. Că am reușit să facem 2500, boys. Dați acolo un like. Nu știu că în stumble, nu știu că cu abonația, nu știu că la turnee. Captain? I don't know, he's waiting for captain. Yeah. Okay, now. Okay, nice. Full focus, guys. Măcar să facem 8 cu 2. 8 winners și 2 loseri maxim. Yes. Nice. Oh no, Aaron. Bro, Aaron. Chill, Aaron. Nu știu ce să zici, Aaron ăla se riscă prea tare. Iar full spam, go from with me.
because they are full spawn. Oh yeah. Okay. If they are full spawn, you need to play from. No, bro, ai... Dacă nu-mi sare, nu-mi sare că-mi trebuie printre slas. Ah, printre țepi. Chill, bro, chill. Mamă, că mine se spargă asta. Liza și joc, nu-i să dea bună. Nu-mi place bloc, deși nu-mi place. De asta și-am pus la turneul de solo. De marți am pus la zero cu pumnul. Probabil că o să joc pe contul secundar să nu-mi iau target. 3v1, bro. Full focus. PJ10. They are not so good, bro. I can win. 2v1, it's okay. No. Full focus. Hai să o luiza pentru abonare. Ok, nice. Oh, no. Chill, chill, chill. No. Nah. Trebuie să sari. Când ai văzut că ai făcut tactica aia, trebuie să sari, bine, nu trebuie să aștepți. Yes, but I don't have force and I cook carrerilla for trespass, but the guy kicked me. Faza 3, dacă nu ne concentrăm, o să fie o problemă. Bine, nu mai știu cât am pus, cred că am pus 32 ca să se califice în faza 3-a. Dacă cumva au ascultat setările și le-au pus pe cele corecte. Că probabil că au pus, cred că mai puțin s-ar putea. Să nu fi pus 8, că atunci e problemă. Dacă a pus 8 și nu mi-au ascultat setările. Ne-am dus. Pe la ser mai pot să mai fac câte ceva, dar pe bloc deși mi-e greu. No! Nice. Ok, nice. Nice, RG. No. It's ok. Oh, no, no back. Am luat lusa ca să oprească din nou back. Am crezut că va da piciorul acolo. GG, bro. Nice. Wow. What? Bro, jocul ăsta e prea nebun câteodată. Într-o rapila Hector. De ce gine? Ce se întâmplă la Hector? Sunt mulți în meci? Nu cred că mai apucat să merg la Hector. Ah, balon. Ne-a găsit într-o jucători? Ne-a găsit echipă? Nu, nu. Ok. Bro, what the? Ha, că am intrat și la Hector. Boza să-mi trag cioaca în tot jocul ăsta, idiot. Ce vorbești, bă, că am sărit și mi-a dat pumnul cu o secundă întârziere, ești nebun? Să mai sunt și pe Europa. Cum aș putea, mă, să mai joc eu liniște și pace jocul ăsta? Cum aș putea în situațiile astea să mai joc eu jocul ăsta și liniște? Cum aș putea, bro? Cum aș putea? Că nu mai are niciun Dumnezeu pe lumea asta. Niciun Dumnezeu nu mai are jocul ăsta, frate. Ok, enemies. Enemies? Ok, ok. Bro, I remember you stream Clash Royale. Or not you. Yes, but... bro, yes. I start with Clash Royale.
and Brawl Stars and now Stumble Race. No, I love you in Clash Royale, but Brawl Stars no. Okay, okay. Clash Royale 4 years ago. Yeah, but not 4 years, but I look the videos. Yeah. Asta parcă ne-a bătut. Uite, ăla stă numai la pomană. Ăla stă la pomană ca să-ți dea piciorul. Yeah, I don't know așa, why. Așa a fost omorât Aaron. Yes, but it's not good tactic, bro. I kill one. No! No, 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 wow. It's okay. Nu înțeleg cum dau jegurile astea picioarele. Mai ca. Da, e degeaba piciorul meu. Da, înțelege română. Ok, ok. Ok, pass. One dead. Nice, nice. E cam frie? No. One down, kill 3. Yeah, it's okay. Okay. 2v1. Yes, yes. Măcar m-am omorât cu el, asta e bine. Să nu plecam, bine venit, Tudi. Am jucat-o bine și ăștia, oricum s-a ținut bine, dar măcar n-am luat revanș, sperăm. Nice, bro. Okay, GG bro, GG. Nice. Bă, ne-am luat revanș, asta e important. Ce e dreptul că mai devreme ne-am prostit tare. Suvi 1. 7-3. E bine, dar nu formidabil. Era bine un 8-2. No, it's good place for 3 loss. Ai grijă că ăsta face bug de 29 versus 3, așa o să fie. Ia uzi, devor, Madrin, te aștept în bracket. Nu e nicio problemă, că o să dau dovadă la cei de la Stumble Race. Poate să facă el bug-ul. Da, o să mă rog de ăștia de la Stumble Race până vor face ceva cu cei care profită de el. Madalin. Da. Iar from București? No, I don't from București. Where? Oh, on. Drobeta Turnul Severin. Eh? Drobeta Turnul Severin. I don't know. No, no lo conozco. It's a pueblo. Ce? Pueblo. Nu înțeleg. E țară. Țară? La țară. A, țară de unde sunt eu? No. Is un oraș? Da, 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 e oraș. Drobeta Turnul Severin e oraș. E oraș. Ah. Ok. Oraș, dar nu la fel de mare ca Bucureștiu. Ah. Ok, ok. București e capitala României, orașul cel mai mare, deci. Știu. Ah.
Pentru că am avut telefonul la încărcat, e ok, Robe, stai liniștit. București e mai mic al drăbeta lor, hai că e mic dacă e. În București se duc toți, bro. Cred că București, Cluj, Timișoara, astea sunt ca mărime, orașe, nu? Presupun. Dar stai puțin, care suntem? Deci Ioni. Bravo. One change skin. What? One change skin for 3 fast. Oh yes, it's okay performing. Ok. Bro, n-am reușit acolo ca. Ca să aștept. Nice. Bine, acolo o să pice, bravo. Hector, ci că a pus 1v1 și staff-ul i-a pus 3v3? No way, bro, nu te cred. Și nu vine să cred așa ceva. Bă, deci l-au spart efectiv, bro, pe ăsta, pe Hector. Că vorbeam cu el și zicea că e foarte dezamăgit, că i-au băguit turneele la greu. No! Oh, firar, bă, ce aiurei. Avem două luzuri. Da, și aici se califică toți. Deci de asta este 160, gen. Că trebuie să fie de solo și trebuie să se califice 160 de oameni, nu 160 de echipe. E ha ha ha, eu cu Devor și Pixel, să vezi cine câștigă turul tău. Ha, da, vedem. Cine va lua ban? Cine va lua primul? May I can this book the this book is he can close but I can use the this. Nu am înțeles foarte bine. No, this book for put people he can close this book. I can close, but if you want is vulnerable and the people don't close this. You say stop this bug. But English, I have bad English, bad English. The bug is so easy, bro. Ah, but okay. Da, I know. I știu asta. Is ready, put. No, say. Yeah, I know. But for close, but yeah, it's very easy bug, this bug. Yeah, I know. I don't want a tutorial because the people, not the all people can. People who play tournament hate this bug, bro. Yes, and he don't know how he can use, and I don't want to speak because only 20 person can play with this bug. He don't have tutorial, he's secret. But in 1 week I think this bug is patched. Wow. You need to wait and spartier. Cred că l-am picat pe Ioni acolo. Dar nu știu cine e celălalt, cred că e al meu. Cred că e Jerry. Da, e Jerry. Da, fuge celălalt foarte mult. Ah, gata, eu mai sunt cu Jerry, bravo, Jerry. Și forță. De ce nu este punch de foc? Pentru că stumble aici, pentru bug. Din cauza asta. Da, Hector, este califici cu 0, cu 10? Da, da, te califici pentru că nu... Pentru că am înțeles că trebuie să fie de solo? Adică așa era denumirea și de 3, e de 3v3? Yeah.
De vor te așteptăm bracket. Nu e problema. Mai mult mergi la turneul tău, ok, Jerry. Nu e problema, bro, oricum o să trimit dovezile. Să facă ceva cu câștigătorii dacă vor abuza de bug. Nu mă las. Nu mă las că nu e ok să profiți de el. Nu știu, mă, am avut multe probleme cu jocul ăsta. Deci n-am mai pățit cu niciun alt joc câte probleme am pățit cu jocul ăsta. Hai. Nu o să facă, mă, J7, nu o să facă nimeni nimic, niciodată. Jocul ăsta așa va muri. Ei vor băga pe jocul acesta doar ce știu ei mai bine. Adică cum a băgat și acum mapa aceasta, fără să ne ceară nouă un feedback sau ceva de genul ăsta. Și jocul ăsta va rămâne aici. Ei nu vor merge mai departe, poate că o să meargă mai departe următorii ani, posibil. Dacă nu mai va mai ști nimeni de jocul ăsta și nu va mai juca. Și să fie prea târziu. Și să realizeze și ei că au pierdut pe mâna lor, au pierdut bani frumoși și au pierdut un joc frumos pe mâna lor. O să fie prea târziu. Exact cum s-a întâmplat și la Clash Royale și la Brawl Stars și la multe altele. Vor doar bani și asta nu e ok. Bro, ce naiba, e 1v1. Crezi că o să-l vândă? De vândut nu, dar o să-l moară jocul și... O să-l moară jocul și nu o să mai facă nimic și o să regrete după aia. Sau poate că au foarte mulți bani încât nici nu-i interesează... nici nu-i interesează că o să-l moară jocul sau nu. E bine, Ioni. Da, nu cred că are emote, Ioni. Bro, what the heck? Da, n-are emote. Măcar rezistă, Ioni, rezistă sau să vii la... La knockback. Da, e ok. Oricum ăsta va da doar cu piciorul, că știe doar piciorul. Da, ce spuneam? Mama voastră, cu piciorul vostru, cu tot, că nu vă mai suport. Și a mai intrat unul de la ei, frate! Ce vorbești, bă? Ce vorbești, bă? Ce vorbești, bă? Ce vorbești? Mă joc, nu-l mai joc. Mai, nu mai e fan. Când deja începe să te enerveze foarte tare și îți pierzi răbdarea pe un joc, e clar că ăla e finalul. Și că deja a ajuns prea rău jocul. Exact cum se întâmpla și pe Clash Royale, cum se întâmpla și pe Brawl Stars. E un target când deja devine jocul enervant pentru că ei nu reușesc ca să-l dezvolte. Și toți care mai rămân pe joc ori sunt tryharderi, ori au învățat foarte bine și au rămas să tryharderi. Și gata, s-a terminat, numai din incorectitudine. Numai din incorectitudine o să fie și. Să mai facem turnee de solo. Asta voi rămâne cu turneele de solo, că na, sunt Caterin, că mă voi juca pe contul la secundar, că nu degeaba la punul acolo. Știi? Și voi juca pe contul acela. Ca să mai schimb numele toată ziua. Yes, bro, I don't put these settings with not fire punch. It's bug. Ne mutăm, mă, după ce să ne mutăm, brother? De ce să ne mutăm? Ce e momentul de față un joc bun? Ne mutăm pe Roblox.
Ne băgăm pe Roblox, boys. Deschidem o serie de Roblox. The Huge Pet. Yo, Magali. Da. You don't have Twitch? No, bro. Why? M-am focusat gen pe YouTube, doar pe YouTube. I'm in live now stream, but I don't use in YouTube. I think cum se dice? Am avut Streamcraft, Trovo. Yes, this are good. Știi platforma Trovo? Is what? Trovo, platforma Trovo de streaming. Yes, Trovo, yes. I stream in Trovo, but now no, because they are not good for all. Yeah. Bine jucat acolo, bro, Ioni. It's good. Ramici mai joacă Roblox. Ne mutăm pe Roblox, bro, ce să mai... N-ai ce să faci, mai întrebați, spuneți-mi un joc care chiar merită să jucat și pe care chiar merită să faci conținut în 2023. În afară de la jocuri random și a te juca probabil așa random, nu știu, jocuri. Dar nu, ălea nu o să meargă, nu o să reușească ca să poți face, să-ți creezi o comunitate pe jocul ălea. FIFA nou mă va pe FIFA, nu mulțumesc. Nu mulțumesc. Nervii pe care îi mai am vreau să-i țin. Și banii pe care îi mai am vreau să-i țin să trag de ei. Nu se bag în FIFA. Lăsați-mă, nu mulțumesc. Ne-am intromesi mult pentru abonare. Te rog să pui pumnul de foc. Nu pot să-l pun, nu pot să-l mai pun. Mulțumim de promisiune și aduc un joc popular. Ar fi bine, Nina, dacă am putea să aducem un joc. Să-l facem din nou. Ar fi torță. Bine acolo, Jerry. Bro, lasă-o naiba. Bine, bă, pe picior. Pumn aici? Era bine să dai pumn, iară, dai ok. Ai, firat. Pe picior, dacă m-aș mai perfecționa, nice. Ar fi bine. Ce se minte, Pixel? CSGO? Hai că CSGO sunt varză pe shootere, sunt varză pe jocurile alea. Bac. Părinții mei s-au stabilit acum câțiva ani, dar ei sunt născuți în România și îți dai seama că nu au vrut să se întoarcă? Da. Era bine dacă rămâne în Barcelona, Jerry. Jerry. Yeah, Jerry a zis că și el a stat în Barcelona 7 ani. Ah, but Jerry speak with you in life. Da. Jerry Romanian or Jerry Esp? Da, Jerry Romanian. Ah. Because I want Jerry in Esp. No. Bă, cine m-am făcut? Am prins muzica și mai merge acum. Să zici ce merge așa cu lag. Stăm calm, facem ASMR. Punci? No! It's ok, to be one. Ci. He tried to run and kick for kill you, or me. Yeah. You need to... Don't die. He's good place versus him. And he can kick you. You look fast. Ce e? Don't click. You don't have a mode now? Nice. Nice, bro.
Am dat pull în partea, în partea cealaltă. Try to win all, all parties now. Nice, bro. Păi ce are muzica asta de nu vrea să meargă? Fie al naiba de muzică. Da, nu mai merge YouTube-ul sau nu mă lasă pe mine pe browserul ăsta ca să intru. A, deci pe mine nu mă lasă, lol. Aici. Din se glitchuiește. Stați așa puțin că se întâmplă ceva ciudat. Stai așa că închid de tot asta. Oh, second phase of Hector. Oh, și a revenit. Gat, e ok, acum o să pun muzică. Oh, second phase of Hector. Second phase, do you play in Hector? Yeah, yes, but we need to win one and don't put a start and play 1 minute and after start and for not play yet. Păi și cum jucăm? Un meci așa, un meci așa? I don't know, bro. It's 3-2, I don't know. But I think Aron is playing Hector because he's waiting for Capitan. Da. Ok, now connecting to matches. Ok, join. Join in tournament? Hackers. Play hackers. On Madeleine, play in first tournament. Yes. They are hackers, I think. No. No. His name is so... 100. We need to go front. For one die. Go front and full pass. Eu o să încerc să rezist, că ai văzut, nu prea stau foarte bine pe bloc, deși. No, but if you go here, front and full pass, it's difficult for kill you. Te refer când stau în față, e greu să mă omoare? Yes, here. Like this and full pass. Mm-hmm, ok. It's difficult. Chill, don't try hard, it's safe. No. Nah, m-a omorât. Ce crezi? Mai bine dădeam emote-ul de picior acolo, dar nu mi-am dat seama. Oh, am mai murit încă unul? Bro, 2v2. E ok. Am mai murit încă unul, dar nu înțeleg ce cauză. No. Nah. Același lucru mi s-a întâmplat și mie. Nice, Aron, 1v1. Am văzut că pe Insta nu mai sunt așa multe melodii. Da, pentru că sunt în război cu Migmoco. Le-au scos melodiile ca pentru drepturi de autor sau ceva de genul, am înțeles foarte bine. Și acum nu mai sunt, au dispărut repere, melodii, multe. Aici e o problemă. Bine acolo, Aron. Mamă, bro! No way! Why? Oh my god. Bro! Dă-te mă rasa mătii de stumble că ești nebun. N-ai mă cum, bro, n-ai cum. What a loot. Mai gata. Băi, ce bine a jucat, incredibil. Avem meci. Intră, că avem meci, ne-a găsit meci. Păi ce? Bro, cât de bine a jucat aici, nebun. Incredibil, frate, incredibil. Ce vorbești, bă? Bă, nu mai suport, bă, jocul ăsta, bă, nu mai suport.
Pe bune, de asta nici mai merită turele trebuie trecut. Toată e la noroc, frate, gândește ce se întâmplă asta în final. Dar mai știu eu. Okay, one dead. Nice. One dead. Okay, 3-1. It's okay. Nice. Oof. Oof. Să-mi zici dacă ne găsiște meci, că încerc la Hector să dau. Respect, Ionuțule. Și mi te juste M2, nu mă pricep foarte bine pe shootere. Dau call 16 echipe doar. E aici că sunt curios câte echipe dau. 25. Puține și aici, sincer. Și la mine doar 16 au pus, frate meu. Doamne, au pus 16, bine, mă, și eu le-am zis. Stai că chiar sunt curios că le-am zis. Se pare că le-am zis 32. Solo turna, deci la solo turna să ascultați bine setele, am pus 160, 80 și 64 să se califice. Ok, sunt curios cât o să-mi pună. Iar la asta de 3v3, la 3v3 am pus top 80, top 64, top 32. Și oamenii mei mi-au pus la jumate 16 să se califice. De treabă. Ne-au găsit jucătorii? Yes. Cât timp? No, you're joined? No, no, bro. Ah. Oh, yes, you're with me, bro. Okay. No, no, am crezut că am intrat la Hector. Am crezut că am intrat la Hector. N-am știut ce se întâmplă. Ok, no. Arun? Atricio. Nu știu, ce face Aron? Ce se întâmplă cu el? No, I don't know. No. Play to full pass. Yeah. Frate mi, ce face omul? Ce face Aron? Ok, pas. Pas. Ce? De al fum spamul, bro. I think one dead. Ok, one dead, two dead. Two dead, bravo, yeah, yes, bro. Oh my god, what a body. Body. No. Okay. Nice, bro. Oh no, no, no. What a look. So lucky, bro. Nice. GG, bro. Nice. But lucky, bro. You look. He traspass. E mai bine să stai în față decât să te grăbești. Yeah. Și câte FPS-uri? 60 de FPS-uri? No, 120. Ok. I kill one. I kill two. Nice, bro. I kill three. Nice. Okay, I go over top.
Don't put ready, okay? Don't enter tournament. Yeah, yeah, don't put ready. A venit și Faraoh pentru cei care nu au toate skin-urile. Ați bagi și manii de Faraoh, că ăștia bagă skin-uri vechi acum. A zis că are rezoluția 1024x768. In, la- in laptop is tot, is max X for good. Ah, ok. Bombado, yeah. Maybe I sent with staff who make bug. Ok, join in your tour. Better, join. In my tour? Yes. Ok, join now. Join. And I think I have free win. Let's go, bro, let's go. Skin-ul Dark Angel săptămâna asta m-a venit, cred că chiar mâine ar putea să vină skin-ul. Dar am dat 7000 de gemuri pe skin-ul ăsta de astăzi, nu știu ce să zic. Oh, what a low key, bro. Only low key is it. Is yeah, kick only. I punch you and don't die. Only kick player. Yeah. Okay, one dead. Nice. Yes, one dead. Pass? No, bro. Not good, bro. We got pillow and we got. Bă, n-am mai picioare folosesc ăștia, bă, băiatul. Yeah, full pass front. And I had that allow my thing. We lost 2. We need to win. Yeah. Ooh! MVP player, bro. What? I love you, alright? I jump on his head. And I survive. Prime. Lasă pe asta. Bro, MVP. I win this match, I killed 2 people. Nice, bro. Okay, wait, don't put ready now. Okay. I need. Hacker player. Asta chiar a intrat bine meciul ăsta. I play one actor fast. Or don't kill Aron for time. Ok. But Aron he kill me. He try kill me. Because he's dumb. He don't. You pass front for he don't kill you. Pass front. Do you play on Hector? It's okay? Yes, but because my team. Bro, join easy, one moment, one match. I play one and I join, chill. Don't put ready. Don't ready. One fast and I join. And Aron, when join? Yeah, we have 1 minute, I think, or 1 minute. I kill fast and I join. I kill which one? Yeah, so we have 2 losers.
Join if you want, Madeline. And if there are enemies, I kill me. Join my tournament? Yeah, join. If there are enemies... Wait, I have a match in Hector. N-a intrat nici Aaron. A zis că n-a intrat Aaron. Ok, I kill Aaron, boy. I enter. A zis ca să-i spunem când să intrăm. Mam, aici sunt 3v1. How many you lost? Ok, we have match. Mai bine yeah. How many lost you? Miesto. Cât timp avem ca să intrăm? I put ready, wait. We have... 30 seconds. Cât? 30. Intru la turneu? 25, yes. It's okay. 14. It's important for us. We win this. Connecting to match, starting match. 7? Yeah. Bro, hacker. Bug or I don't know. No, it's not hacker. We win this team. We win. 7 player, bro. Oh no. Well, okay. What? 7 player, bro. Now it's hacking, but when we win, it's not hacker, bro. 4v3. Ah, Tom Italia, bro. Tom. Go pass and kick for kill one. I try to kill one, okay? Okay. Opa, scuze. No, scuze. Okay, nice. Chewy, please. Nice, bro. Nice. Madeline better than hackers. No. Chill. No problem. Nice, bro. Nice, bro. Okay, play one fast on Madeline and go in it. Okay. Kill you fast. Jeguri infecte. Bagul lor. Infect. Pe lasă-mă mă descurpă, bloc deci să-mi pareză că nu mă pricep la tacticile alea. Hey, join Madeline. Join Madeline? Da, join your tour, yes. Ok. Mirox nice, nice. Let's go, bro. Hai să câștigăm meciul ăsta. Yes, we win, we pass. Easy, bro. It's easy, bro. Oh, same skin. For win tournament, you need to control. And we win. Bă, da, ce jegul ăia, bă, am intrat în 4 oameni, bro, să câștige meciul. Și 4 oameni n-a făcut față. And it's Tom Italia, bro. Ok, Aaron is... Oh. Okay. Ar fi tare să băgăm și noi un om. We can. I can put 10 people, bro, if you want. But only for if we have hackers in bracket, you want I got 10 people. Măcar un jucător să băgăm ca să ne ajute pe lângă. Yeah, bro, but if we have hackers in bracket, it's not 4v3, it's 20v3. You know that. Yeah. You look. And I cannot people. If I have hackers, I cannot people. Uite aici chiar nu știu ce să fac. Probabil că o să stau calm. Ok, I think you want.
Nice, nice, shoot. I kill one. Nice, bro. Okay. Oof. Oof. I know that. I kick one. He's down. Okay, he's dead. No, he's not dead. Okay, he's dead. Two deaths. Okay, chill, 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 one. Nice. Nice, bro. No? No? He survived? Yes. Bro, no way! Bă, de ce am făcut eu greșeala să stau acolo cu el, bro? Only one chill. Nice. Okay, he's feet down. Nah, Hector. Oof. We need to win this, bro. Yeah, I need to win, bro. Ce mi-a zis, bă, să intru rapid aici, că nici nu ne-a găsit meci, adică mai e 20. Oh. Nici nu mă uit, mai bine ne uităm, vedem ce faci. I'm in stream if you want to look. Păi bro, în final o să fie numai hacker, ești nebun, vor face mai hacker să câștige bug, cu bug. Dacă nu faci noi bug, o să pierdem. You want, I use. You want? If you want, I can, but no, not for versus people, only for hacker. I'm out, bro. I use this book if you want, but only with hackers. I can add 20 people. No, for help. Foarte bine. You want the match? I mean 1v1. No. Okay, nice. Ooh. What? No. I think it's no. I lost without, bro. You lost without, bro? Yes. Bro, nu ne mai calificăm. Cred. 7 cu 3 sau poate că da. We pass, but bro. Bine, dezastru, ești nebun, dezastru. Dacă nu ne concentrăm, n-avem nicio șansă în break-e, frate, pe bun. Am pierdut prostește la un om. No, no, we pass bracket, bro. Yes, we pass. Prostește, dar scoar 7 cu 3? Probabil. We pass. Ok. But for bracket we need tactic. BD 3v3 we need to go from combo and we win. But... or maybe put player to entry. Yes, but if they are hackers, I cannot people. Câte minute mai sunt? 25. Bă, ce aiurea, frate. A, suntem 7 cu 3. Da, suntem înaintea stora. Da, o să ne calificăm. 6 cu 4, wow, că sunt 6 cu 4. Dar mai vine ăștia din spate. 5 cu 4, 5 cu 5. De calificat ne calificăm, dar ne trebuie tactică pentru bracket. Front, bro. Front, yes, only front, bro. Only front, dar știi ce nu înțeleg mai devreme?
Am fost cu Aaron și n-am putut să omorăm un player, bro. Și a putut să treacă peste noi, eu nu înțeleg. Nu înțeleg cum ne-am încurcat unul pe celălalt. Că mai bine mă uceam și mergeam liniștit în față. Dar am crezut că, bă, ne ducem pe și îl omorăm, sigur. Oi, passing two brackets. I have two brackets now, bro. Mersi vreme de 3000 de like-uri, boys, am făcut în sfârșit 3k, vă mulțumesc, suflet. O să schimb și goal-ul, dar e greu ca să mai facem like-uri, mai ales la ora aceasta. Bine, e 9.29, nu-i târziu, dar... Două bracket-uri, nice. Yes, but no, no, it's problem, bro. Because I need to play your tournament and Nectar and in three match and no in three round of bracket in Nectar I need to come your tournament and tan. What the f- How many you lost in bracket? In bracket in Nectar? How? What? No, how no? How many lost you have? Three, I don't know. Ah, okay. Cum, frate, am dat pumnul acolo și l-am dat piciorul imediat. Incredibil. Băi, incredibil piciorul, frate. Pe laser chiar incredibil piciorul. Mamă, și Jerry ce greșeală a făcut, ne-am dus aici așa. Am rotit cam în spină și am câștigat banana, bun. Banana normală, nu golden banana. Bine jucat. Ui. A, acum avem 3, ok, bă, cred că putem să trecem, s-a zis că băieții foarte bine, ești în 2 oameni. Chiar impecabil. Ne trebuie 2 win-uri neapărat. Să ne o să avem ceva rost adevărat. Uite. Doar cum ne calificăm la asta meu. Suntem pe 7. Speăm. Op cu 2 era la calificare sigură, da. E bine ce și. Vin după aia Jerry, dacă acum n-am cum. Salut Denis. What is your group? Ce ai zis? Your group. I searched. I don't know group. Oricum e greu mă să câștigăm turneul. Că vor face unul dintre ei trebuie să fie care să facă bug-ul. Ăla jelos, să intre 32 de oameni. Asta e foarte greu. Bro, this... Hai mă, Jerry, ce faci? Nice. This week only lost with hackers. Yes, bro, it's very incorrect. But this prime, I don't lost today. I don't lost this Scopi, week. Scopi, what? Don't listen the creators, bro. No, I speak with Pong, which moderator, and I pass the tutorial for Book. And he put, okay, bro, Scopelli is... Is trabajando this. Ce-a făcut ăsta verzi? S-a blocat. Ești bine, bro, Jerry. Bine. What the? Trecu prin perete. Numele galben? Păi el are numele galben că l-a avut prieteni. Dar cu W în nume, trebuie să câștigi turnee ca să-l ai. Is ranked 1v1 or stumble cup? Yeah. Da, mi bro. Bine că n-am avut jucători, ești nebun. Voi ați văzut, mi-a urcat pingul, gen a devenit roșu și... Păi, și bat cioaca, frate, de noi ăștia. Nici nu mă pot descrie. Nu interesează, bă, nu interesează. Ești cannot connect server. Jale, băi, jale jocul ăsta, e jale. Jale curat.
Și mie mi s-a întâmplat și n-aveam probleme cu netul, exact! Logic, n-am nicio problemă cu netul, că doar live-ul merge. Iorea, băi, Iorea, m-am zis, nu știu cum jocul ăsta a devenit atât de popular, nici până în momentul de față nu pot să-mi dau seama. Cum de-a avut atâta popularitate. Șase cu patru, șase cu trei. 5 cu 2. Deci ar fi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 care trece peste noi. Bă, sperăm că... Cât am avut aici? Top 8. Sperăm că trecem, frate, nu cred că... Nu cred că nu ne calificăm. Acum am uitat Jerry. Dar turneul tău va fi remake? Ce turneu? M-a trebuit să fie turneu de solo, da. Dar nu va fi remake. Bun acolo. N-am avut pumnul, din păcate. O să dea picior. Bro, nu mai suport piciorul, pe cuvântul meu de onoare. Bine că nu l-am băgat în turneul meu. Haide. Eu am așteptat ca crezând că o să dai tu. Bine. Da, și-a încercat norocul pe picior, băiatul. Nu, ce knockback i-a dat. Ah, fira. Mă focusasem prea mult după el ca să mă salem. Hai, că ne-am calificat și aici, leger. Cred, 7 cu 3, cred că da. Calificare. Qualifications. Aici mai sunt 17 minute. Prea mult timp, frate, prea mult timp pe turneu. Băga prea mult timp. Și aici 12 minute și aici mai avem? Încă 17 și o să înceapă ăsta înaintea mea. A, bine, asta are 3 faze. Șase cu 3 pe 25. Primul Hector am văzut. Hai vede, cum naiba avem 7 cu 3 și ne pui pe 23. Așa, tăticu, 12, bun. Calificarea o avem și aici, tăticu. Dar e bloc de și aici, parcă, nu? O să fie nașpa. Că e bloc, deci. Am avut 6 cu 3 și ultimul meci ne-a dat cu 3 versus 7. O să avem probleme mari cu mulți jucători, sincer. Vor profita de asta, frate. Membru nu poți să fii, că membru e cu bani, bro. Dar de abonat poți să te abonezi, că e gratis. Ia să vedem. Băgăm... Ce să băgăm? Un bloc, deci. Un bloc, deci, de antrenament. Cu 8 jucători. Mai bine să bagi banii în Roblox? Fiecare bagă în ce joc vrea, logic. Da. Unii în Roblox, alții în... Brawl Stars, Clash Royale? Stai, mă, nu prea mai merită, sincer. Dai 5.000 de gemuri pe un skin, mi se pare patetic. Dar cât mai am gemul ăsta pe cont, poate o să mai bag la un moment dat, că o să mai fac eu manevra de a făcut-o. Și nu cred că o să mai bag bănuți în jocul ăsta, sincer.
Nu merită, bro, nu merită. Voi prezenta skin-ul Legend. Când vin mapele, voi face turnee. Dar banii în skin-uri... Nu prea cred. M-am jucat la Caterinca și n-am trecut de faza a doua. Încerci bagul în bracket? Bă, l-aș încerca, frate, dar nu știu în ce măsură. Nu știu în ce măsură ar fi ok, sincer. Înțelegeți? Așa o să mă și o să dau spătii și le dau astora de la Stumble Games. Două vezi. Respect Damaris. Să mă numesc să-ți bagi bani și pleacă jocul, mai bine într-un joc mai lung. Da, uite cum e brosasu, chiar a meritat. Pe Stumble Guys, nu știu ce să zic. Lângă faptul că hackerii deblochează skin-urile gratis, unele skin-uri, nu mi se pare absurd. Nu mi se pare ok, mi se pare absurd. Nice. Bug is ban. I tell this with staff and I try who make this bug to ban. Ba, iată, am sărit și eu acolo, mâncați-și. Bogdanu și-a dat cu ala tine la turneu, a fost ultimul meci 11v4. Cine, Bogdan, a avut 11 meci sau? E în echipa adversă, 3v9 în 3 meciuri, super tare. Cât mai avem aici? Încă 7 minute, hai să mai băgăm un antrenament, că merge. Bogdan a fost 3, ah, ok. Da, aiurea, bă. Bro, yeah. I have in first match versus the Bour in Hector Ruiz. And Nice versus the Bour, if he want to play versus me, it's hard. Okay. Bro, I report the war and all his friends on staff to make something with they. The war no win. The war no win. I have 22 people in the bracket versus me. If the war want to do win versus me, can if I have 22 people. I report this, bro. I report. Yeah, but I speak with moderator and people. No, bro. This is not. Banet is only bug. Păi bro. Da, și de ce profiți de el? Adică nu mi se pare ok. Ia, yeah, bro. Adică dacă e bug, nu profita de el, lasă să se rezolve. Dacă profiți de el și câștigi gemuri sau ceva de genul ăsta, să fie banat. Okay, așteptat copilul meu Mihai toată viața lui să dea un pumn acolo. Mâncați aici gura ta, Mihai, să ți-o mănânci singur. Bro, I go call with Hector, ok? Ok, ok, bro. Ok, bye. Toată viața lui m-a așteptat acolo. Ce ziceți, băi, sunteți pregătiți de Hector? Da, mă, da. Deci nu mai facem bugul? Păi, știu, mă, frățiorul meu, ești nebun la cap. Eu oricum nu-l fac, că nu mă bag la... Bag eu doi oameni și pa, e. Păi și jucăm cu doi oameni. Încercăm așa. Măcar noi să testăm și noi, sau? Păi și dacă bagă ăștia 20 de oameni? Aia. Bro, eu nu arăt chestia asta pe live. Păi nu, că oricum tu nu o vezi, doar eu o văd. Okay, tu doar okay. Trebuie să stai în play, eu
Eu fac totul. Da, bun, da. Bine, eu să intru, da. Aș vrea legit, sincer, aș vrea să joc legit. Păi da, da, dacă dăm de unii care să ne bage 20 mates, noi... Dacă ne dă 20 mates, ne-am dus. Păi așa am pățit la... Păi bun, rămânem așa, da, știu, și eu am rămas, mi s-a întâmplat asta semis, așa că, don't cry. Ăsta... bă, dacă ne bagă cu români, că cu români o să fie oamenii care folosesc cu... Dacă ne bagă cu români sau cu Skodam, faci... Luăm mai mulți oameni. Luăm tot chat-ul. Băgăm tot live-ul. Putem să le dăm... Ideea și e că... voi trebuie să intrați fix când dau eu start, nu mai rapid, că se băgăiește. Da, nu dai start, n-ai voie, nu, tu nu trebuie să dai start-ul. Bă, da, fii atent, eu... Băi, eu intru primul, da? Nu dau, da... Eu nu intru, bă. Bă, Jerry, eu zic să nu folosim. E recomandat. Nu am încercat niciodată. Deci fii atent. Eu le dau invite și după stau un play. Și când e loading-ul să ne bage, atunci acceptați invite-ul și intrați și a fost. Adevărat. Că așa au făcut și Carzi și ăștia și numai. Păi și eu intru din prima, da? Da, tu stai. Dar eu nu intru. Hai să încercăm un meci. Da, Jerry, da, eu intru sau nu intru? Că să faci bugo. Tu, nu, bă, voi stați în play și atât. Da, ce jocul ăsta, mă, bă? Ce-am zis, mă, Casian și Felix, voi, eu vă dau invite, dar nu intrați atunci. Vă zic eu când să dați join. Da. Ok, bă. Poți să... Tași, Casian. Poți să zic ceva? Acum mă spermea de toți copiii să... Bă, cine? Îi bag și eu. Bă, doar vreau să încerc, Bogo, să văd și eu ce e. E jale, bă, Nicola, e jale jocul în momentul de față, e dezastru. E dezastru jocul ăsta. Pe zi ce trece din ce în ce mai dezastru. Hectorul începe în 2 minute, începe Hectorul în finală, bracket, doamne, finală. Uite câți am cu nume invizibil, ce-s mă cu ăștia de amin cu nume invizibil? Da, e... Aha, nu știu. Mă, ce zici? Era coada că se-a pe tău. Da, mi-am dat la ambele. Da, stai. Casean, nu, mă, dă-tul și pe Casean. Nu. Ok. Da, nu știu, dar... Mă, da. Mi s-o părut că te aud, că nu-mi zic pe voi. Cu ocazii. Nu înțeleg. Casean, ne pune-te pe mușchi și eu îți recomand să nu mai vorbești. Îi recomandă de la pro player. Mă, da. Staff-ul, mă, de eu. Doamne, pune-te pe... Nu știi pe Casean, mă, da. Măi, el e cafea, cere cafea, a luat ceva? A băut prea mult cafea. Bă, gata, bă. Deci, deci v-am explicat cum să facem. Nu intrați, că ni s-o bucui toți și facem draw. Și, no? Băi, intru în meci normal. Poate vreți să vă pun chat-ul pentru membri și mă supărați tare rău după aia. Dau spectici, dar așteptați, dacă am uitat aici, lăsați-mă, mai bateți la cap. Ia uite, frate, mâncați-și! Turneu, bă, frate meu! Turneu de 3v3, ce se întâmplă aici? Nu înțeleg, stai puțin că sunt confuz, nu înțeleg, boys. E războiul planetelor, e războiul stelelor, ce se întâmplă? Deci turneu de 3v3, care ar fi fost turneul meu. Uitați-vă și voi ce e aici. Nu mai înțelegi nimic. Zici că e custom party. A venit Star Wars-ul peste noi. Haide! Pe bătaie, tăticu. Deci, cine se bate aici? Defaulty, dar avem și un tigru. Versus domnișoarele. Dar cine va câștiga, e întrebarea. Cum se va câștiga? Din cine va supraviețui? Că nu înțeleg. Posibil să facă chiar și egalitate, nu? Deci ăștia jucătorii ăștia trebuie să supraviețuiască, nu? Că dacă pică cei 3 jucători... Sau, eu nu înțeleg bug-ul ăsta, deci... E clar că e un bug la mijloc. Dar, tu trebuie să-i ajuți pe cei 3 din echipa ta ca să câștige, cum ar veni. Dar dacă ei cei 3 pică, tot la fel echipa te ajută pe tine, cei care sunt alături de tine, gen?
tot trebuie să reziste ea 3, că nu înțeleg. Oricine din echipa ta pe care l-ai băgat cu bug va câștiga dacă rezistă? Cum o frate, mă, n-am văzut în viața mea și ceva de genul. Să fie turneu de 15 versus 15 oameni. De fapt, cred că mai mult. 16 versus 15 sau ceva de genul. Trebuie să reziste 3 sau unul din aia 3. Deci e incredibil. N-am văzut în viața mea așa ceva pe Stumble Rise. Stumble Rise, boys, din păcate, e cam pe final, sincer. Dacă nu se vor implica și tot am zis. Dacă. Nu mai este niciun dacă. Stumble Rise-ul e la pământ. Și cred că singura modalitate este de a, nu știu, a pune pe ei ca să rezolve bugurile. Bun, deși nu mai e pe aici. Nu e niciunul, bro. Deci cred că o să facă egalitate. Pentru că n-a rămas niciunul din cei care am dat eu spectei pe ei. Presupun, nu? Nu înțeleg. Și chiar nu înțeleg, bro. N-a rămas niciunul din cei care trebuia. Trebuie să reziste unul din aia 3, dacă toți mor, o să fie rematch până la draw? Bă, du-te de aici. Păi și acum și de ce se mai bat, pentru ce se mai bat? E better just? A, deci better just au rămas din echipă. Și să înțeleg că ăștia toți sunt alături de better just sau? De fapt, cred că sunt ăia defaulti alături de el și trebuie să-l bată pe Rijuaja ăsta. Și se tine el meciul. Ok, l-a bătut. Ia să vedem. Better? Chiar nu știu ce s-a întâmplat, ia să vedem. Deci a câștigat și probabil că s-a calificat. Bro, cine mai înțelege ceva din jocul ăsta? Cel mai băguit joc ever. De asta vreau să facem și episod să vă arăt că acest bug chiar nu e. Deci turneul meu de 3v3, turneul de 3v3. Și sunt 15 versus 15. Ia să vedem. Pe unde suntem mai exact? Deci aici. Ah, da, mă, uite, Better Juice și-au trecut mai departe. Pentru că i-a ajutat echipa lor. Și acum trebuie să ne uităm mai departe să vedem care vor câștiga. Mamă, bă, băiatul. Unde-i, mă, devor ăla? Are meci sau? Aici. Dar nu cred că merge. Nu merge, bro. Nu e corect, am picat în meci echipa mea versus 15 player și am filmat cum o dau la staff. Trimite pe Stumble Rise, pe staff-ul lor. O să le trimit și eu videoclipul. Da, e cam degeaba, sincer. Ia să vedem, ne uităm aici încă o dată, că acolo nu merge meciul ăla. Oamenii mei au familie, oamenii mei fac o grămadă de bani, nu interesează pe ei de noi. Trebuie să înțelegeți chestia asta. Trebuie să înțelegeți un lucru, bro. Pe ei nu interesează de noi, interesează doar de banii noștri. Dacă i-ar fi interesat, se ocupau acum. Îi banau pe ăștia din turnee. Nu lăsa bug-ul ăsta ca să continue. De vreo 2 zile sau câte 3 zile. Haideți să vedem un nou match. Câți versus câți vor fi în acest match? Ia. Începe? Gata? Wow! Din nou hacker versus hacker? Din nou 15 versus 15? Cică, imaginați-vă ca să nu câștigați Mădălin. Incredibil așa ceva. Ce jocul ăsta, băieți? Un turneu care ar trebui să fie de 3v3 se transformă în 15 versus 15. E incredibil. Deci chiar incredibil. Și chiar vreau să spuneți în comentarii ce părere aveți voi despre Stumble Rise în momentul de față. Să te mai joci la turnee, să nu te mai joci la turnee.
Să te mai joci corect? Să nu te mai joci corect? Sau cu hack? Sau fără hack? Gândiți-vă, cei care fac bug-ul ăsta au de câștigat gemuri pe care tu trebuie să le iei cu bani. Cei care folosesc hack-ul deblochează skin-urile gratis și chiar skin-urile nelansate când tu trebuie să le cumperi cu bani și trebuie să aștepți după ele. Cei care au hack și o să facă toate chestiile astea, nu o să fie barați. Și noi de ce să ne mai jucăm jocul ăsta? Ne e întrebarea. Să ne mai jucăm probabil doar când vine un update sau ceva de genul? Probabil că da. Pentru că n-am văzut un joc atât de popular, atât de popular precum este Stumble Isus să fie atât de incorrect și atât de băguit. Deci n-am văzut în viața mea. Da, se va întâmpla același lucru. Același lucru, se vor bate între ei, trebuie neapărat să reziste unul dintre ei. Opa, n-a rezistat acolo. Cochin s-ar putea să fi picat și să fi fost din echipa lui. Scodam ăsta trebuie să reziste pentru că e din echipa lui și trebuie să se pună pe el ăștia. Cred că cea mai bună tactică. Uite, ăla joacă cu nume roșu. N-are nimeni nimic, nicio treabă cu el, bro. Doamne, ferească mă sfânt. Ia-te. Nici că mă joc la casta în parte cu abonații. Nici că ne jucăm la casta în parte cu abonații nu e așa de ciudat. Că încă sunt foarte competitivi băieții la casta în parte. Ia-te. Bine acolo. Care echipă mai e cu ce echipă? Nu înțeleg. Mamă, ce a reușit ăsta aici să sară. În regulă? Au, ce greșeală a făcut. Bine acolo păsăritură. Bine, rău de tot. Cred că ăsta mai e. A, what? Ați văzut, s-au dus să lase pentru a ajuta să câștige? Pe fix the game. Vedeți? Fix the game, Stumble Guys, Copley. Fix the game right now, bro. What's happening? Bro. Turneu de 3v3. Să se înțeleagă, da? Hai să vedem. Ce hacker mai avem pe aici? Care mai încearcă câte un hack pe aici? Să vedem. Uite, Carzi cu Ducky au pierdut. Probabil din cauza că, da, ei au jucat cu hack. Logic. Jucătorii pro n-au loc de ăștia. A, ne dă eroare, se pare. Nu ne lasă. Mi se pare că îmi dă eroare pentru că sunt mulți, cred. Sunt mulți și nu-i lasă ca să bage... Bage mesh, probabil. Cazi și cu Ducky foloseau și ei hack? Asta se pare că e băguit aici, dar nu se nici ce cauză. Astura li s-a băguit. Cardi folosea hack. Și Bogdan a făcut, e full. Nu e hack, e glitch. Ăla care are hack e român. Nu e hack, bro, e bug. Ia să ne meci o să aici. Sigur nu mă lasă. Ia, mă las. 32 de oameni mâncava și. 32 de oameni am văzut, deci probabil că și meciul acesta va fi 15 versus 15, ia să vedem. Incredibil! Bro, dar tot jocul se joacă, gen tot jocul știe de bug-ul ăsta și joacă 15 versus 15? Ce se întâmplă, mă, că aici suntem cu alții? Dar eu nu înțeleg cum se pot concentra pe meci. Că n-are logică, efectiv. Abonații mei ziceau că, bă, să bagi și tu un om, doi oameni. Păi nici nu poți, frate, cu 4 oameni versus 15. Ca să te joci la turneu. Nici nu mai trebuie să mai faci tu turneu de 15 versus 15. Rezolvă Stumble Isus pentru tine. Simplu. Foarte tare, bro, foarte tare. Ia să vedem ce jucători avem pe aici și care va câștiga. Că nu poți să comentezi un astfel de meci. E imposibil. Să vezi când îi dă pumn, nu știu care, nu știu. Na, e ciudat, bro, e ciudat, rău. Cuvinte nu mai am. Decât vreau doar să mă uit și atât. Nu mai am cuvinte. E greu de explicat jocul în momentul de față, la cum a ajuns. Pentru cei competitivi, pentru cei care vă uitați la episodul acesta,
și cei care ați fost pe live și probabil jucați doar de distracție jocul acesta sau, na, pentru win-uri și așa mai departe, atunci da, jocul chiar e ok. Dar dacă sunteți competitivi și jucați la turnee, credeți-mă, eu mi-am pierdut răbdarea, nu mai am nervi nici pentru jocul ăsta. Am trecut prin Clash Royale, Brawl Stars, am venit pe jocul ăsta, am zis că e ok, totul în regulă, mai ales acum am început, acum câteva luni, și cum era el, acum nu mai e prea... Ce, prea enervat e puțin spus, e jale de joc. Bun, trebuie să înțeleg că defaulții sunt pe treaba lor și ceilalți sunt versus ei. Nice. Bine, păsăritură. No, păi nicio șansă, bro. Turneul ăsta, eu voiam ca să mă joc la turneul ăsta legit, adică corect. No, n-aveam nicio șansă ca să jucam corect între oameni. Am crezut totuși că va fi, că vor fi doar câțiva, dar sunt toți care joacă așa. Nici nu regret că am pierdut din prima măcar. Că am zis să nu îi scăna, fiind content creator, să nu facem bug-ul acesta. Da, se pare că... Cred că ar trebui să baneze vreo... Cred că... Cel puțin 500 de jucători? De ar fi așa? 500 doar la turneul meu și la restul nici nu mai zic. Cred că ar trebui să baneze vreo, cred că 5000. Cel puțin de jucători. Bun, cine a rămas și pe cine trebuie să ajute acum? Pe pizza? Pare că nu-și dau pumni. Da. Nu pot să înțeleg cine va câștiga din meciul acesta. Dacă mai rămas, dacă nu a rămas nimeni din cei care trebuie, va trebui să fie rematch. În mod normal. Bun. Hai că a picat acolo. Ăsta nu reușește, se duce pe el. Nu s-a dus. Shrek, Sulip și ăsta. Hai bă, brother-i. Ah, de fapt sunt patru. În regulă? Bine acolo? Cred că pică toți și a mai rămas doar unul. Ah, și ăsta l-a ajutat practic pe Shrek. Să înțeleg că a fost împreună. Bun. Și Shrek s-a calificat. Hai să vedem ce se mai întâmplă în acest turneu minunat de 3v3. De 3v3, da? Să se înțeleagă. Unde suntem? Aici. Ia să vedem scăpăm. O să luăm gemurile înapoi. Hai că... Bă, mai luați gemurile. Păi mărți. Nu. Nu câștigă toți 5 pe care, care intră la turneu. Decât cei 3. Cancel tournament, bro. Tell with Scopely. With Stammer guys to cancel tournament. I don't have any power. Scopely is on vacation. Weekend vacation. Oh. I don't have any power. To make this. Da, Filip, e ok. Doar 3. Doar 3 au gemuri. Nu iau toți. De aia nu mai face să am 4v4, vedeți? Mai bine făceam turneu de solo și stăteam linișiți. Bine, și la solo se face bug. Și la solo și probabil că intră ca să te ajute gen pe tine, cum ar veni. Mamă, și aici sunt. Și aici avem, dar mai puțini. Se pare că aici nu cred că au reușit ca să bage jucători mai mulți sau să înțeleg că... Bro! Fii atent aici, cu oamenii ăștia care sunt cu albastru. Sunt 3 și îi joacă legit. Și ceilalți sunt 15... Oai, viața mea, e 3 versus 15 sau 16. Nu, 16. E maxim ce poți să bagi, cred. Deci sunt 3 jucători versus 16. E incredibil. Nu, chiar mai mulți, că au mai intrat. Deci 18... Sunt 3 versus...
ceva de genul 15, 16, nu, nu 16, e ok, ok, 16, dacă trebuie să câștige unul. E adevărat. Hai să vedem dacă reușesc, că îi susținem pe ăștia. Unul a picat, cred, că s-a pus pe el. Bro, mai e doar unul albastru? A, mai sunt doi. Hai să susținem pe ăștia care sunt oamenii care joacă legit și n-au folosit bagul acesta. Am unul a picat deja. Dacă reușesc să-i bată pe ăștia. Ar fi ceva, lol. Dar e iurea că ea nu-și vor da pumni între ei. Aia e problema, ia să vedem aici. Bine. Fii atent aici. Ai, că cred că s-a dus. Da. Forță. Mai e doar unul de la ei. Care joacă 3. Bine acolo. Ia să vedem, reușește ca să-i bată pe ceilalți care sunt împotriva lui? Cu abonații ce mai faci challenge-uri din astea? Trebuie să facem challenge-uri din astea cu abonații, bro. Neapărat. Vai, nu te cred că le dă. Bro! E 1v3, nu te cred că îi bate? 16 versus 3, bro. Wow! A mai murit unul. Du-te, bă, că ultimii boți. Ultimii boți, mâncavaș. Deci dacă le dă 3 versus 16, bine, oricum o să nimeară după aia alții care o să facă bug. Chiar sunt curios. Stai în tensiune fantastică. Oare îi dă body block? Nu. În regulă. Bă, du-te de aici. Joacă bine. A, o să fie rematch. Deci dacă pierde o să fie rematch pentru că au rămas doi. Da, 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 da. Ăștia doi nu sunt jucători. Ăștia doi nu sunt jucători, sunt cei care îi ajută pe jucători. Că i-au picat deja. Și acum bătălia se dă între ăștia ajutătorii și ăsta care e persoana reală. Dar dacă va câștiga el, nu va mai fi rematch. Mamă, ce bine joacă, bă, băiatule, mă, trece prin toți pereții. Chiar sunt curios. Ok, nu i-a reușit săritura. Aici o problemă. Nu, no, e bine. Chiar joacă bine omul. Aici, probabil. Mamă, cum a trecut cu piciorul. I-a dat pum și a picat. Bro, 1v1, nu te cred că îi bat 16 versus 3. Bro, ăsta da jucător bun, lol. 1v1. Ok, n-a reușit acolo să-i dea. Bun, am folosit tantumul. Aici dacă i-ar da pumn. Vai, deci nu vine să cred așa ceva. 16 versus 3, bă, bro, trebuie să ne mai uităm, efectiv. Bro, le-a dat 16v3 cineva. S-a pișat pe ei. Nu știu unde putem să ne mai uităm. Deci pe V3, man, unde erau, mă, unde erau? Deci aici sunt ăștia. A, aici, bro. A, ăștia o să fie cu bug. Aici o să fie cu bug, bro, sigur. Sigur. Sigur, trebuie să dăm spectate aici. O să dăm spectate din nou pe un match în care vor fi 16 versus 3, vă asigur. Eram sigur. Hai să vedem dacă vor reuși din nou să câștige 16 versus 3. Chiar sunt curios. What? Ce, mă? De ce drău? Păi și n-a câștigat nimeni? Lol, vreau să ne uităm neapărat. Probabil că se dă rematch sau i-a trecut mai departe.
Stai că nu înțeleg unde? Unde e bă băiatule, bă, stai mă. A pierdut ea fără hack. A pierdut. Ăștia încă stau. A pierdut, bro, a pierdut de la hacker. De ce efectiv a pierdut de la hacker? Nu-mi vine să cred. Păi și sunt deja în finală. Și noi trebuie să așteptăm meciul ăsta care e băguit. A pierdut de la hacker fără să joace, băi, incredibil. Da. Deci după cum observați, aici au fost și au jucat și da, au pierdut versus hackeri într-adevăr. Ei au ajuns în finală, deci ăștia sunt hackeri și o să fie bătaia între hackeri versus hackeri. Dar problema e că sunt aici jucătorii ăștia și nu le începe meciul. Scopli, boys! Scopli! Aici nu mă bagă meci, că e deja full. N-am cum să mă uit. Da, n-am cum să mă uit. Și Basti face bug-ul, posibil. Much thanks for Scopli. Nici în quarter? Da, singura modalitate rămâne ca să dăm mai expertei. Abonat? Ok. Waiting to opponents to join. Ce se întâmplă aici? Și ăsta e băguit? Singura șansă la asta mai este să ia un anti-hack bun. Bro, nu înțelegeți că oamenii ăștia vor să facă doar bani și să nu investească absolut deloc? Ce nu înțelegeți? În jocul ăsta nu o să fie niciodată bine. Oamenii vor doar bani și nu vor investiții absolut deloc. Pentru că putea să facă chestia asta de foarte mult timp. Hai să vedem aici, bătălia hackerilor. Vedeți acum iară bătălia hackerilor. Ce fel de de bug? Deci fiți atenți aici. Tu când intri mești trebuie să stea unul în not start aici și să bage oameni. Bage oameni în continuu.
Gata, l-a făcut bagul, trebuie să intre cealalt. Să vină niște copii să-ți dea hate pentru că ai tu vreo vină, dar și mă mai interesează, bă. Că dau hate, că nu dau hate. Hai să vedem, cred că penultimul meci, că după aceea să ne ducem în finală. Tot 32 vs 32. Nice. Foarte tare, bro. Și aici avem o bătălie supremă. De fapt, 32, nu 32, sunt 15 vs 15 sau cât. Bă, stai puțin. Cum dai, bă? Gen, apare că trebuie să pice doar 15 oameni? Nu înțeleg, bro. Eliminated, 15, dar ei sunt mai mulți aici în meci. Ei sunt mai mulți, bro. Ce bug, ce hack au făcut ăștia? Ca să pice doar anumiți oameni, gen 15? Nu înțeleg. Da, și-a setat hackerul? Bro, hackerul a setat cât să se și califice? Păi și probabil că dacă e 15, dacă nu pică ea cei 3, se va da rematch în continuu, probabil. Bă, deci e incredibil, man, e incredibil. Acum, pe lângă faptul că vor face bug-ul, hackerii poate să seteze și limita cât să se califice și cât nu. Deci e incredibil, bro. Cut. Și acum ce se întâmplă? Cine a câștigat? What? La turneu? Bă, dar ce turneu, mă? Custom party? Sau sunt două runde? Ok, n-am înțeles nimic, vreau să mă uit. Avem finala. Ah, tare. Deci putem să ne uităm direct în finală? Trebuie să ne uităm în finală, neapărat. Ce s-a întâmplat de-aia? Nu credeam în stare pe Basti pentru asta? Pentru gemuri? Hey, Kota gonna win, they have party full, oh my god, bro. Ce vorbești, bă, că le dă full party astora. Gata, a pierdut Bastii. Nu poate să intre, că au party full, cred că au băgat. Sau? Ia să vedem. The people have party full, 32 de people, ma. Da, nu puteți să ne uităm la finală. Că au băgat 32 de oameni și mai poate să-mi intre ceilalți, incredibil. Lol, haha. Doamne, incredibil, bro. Și te-au făcut servere de Discord. Da. În concluzie, cam asta a fost și turneul meu, din păcate. După cum puteți observa, ăștia au reușit ca să prindă în finală party full-ul, să-l poată face full și să bage 32 de oameni și nu poate să-i lase pe ceilalți ca să joace. Sau poate că da, poate că am reușit să oprim bug-ul acesta, gen infrând eu.
Ok. Și vor fi 32 versus 32 în finală. Hai să vedem cine va câștiga turneul. GG Scopli. Vamos. Ia, oare câștig, va câștiga ăla cu nume? Opa, opa, ce s-a întâmplat acolo? Better Juice, dar pe cine trebuie să-l susții, bro? Pe cine trebuie să-l susții de pe aici, că nu înțelegi nimic? 16 versus 16, bro. Da. Nice, nice game, bro, nice game. Niciodată turneele de pe Stamets nu vor mai fi ca înainte. Dar sincer, parcă m-aș risca și eu la un turneu să facem chestia asta. Poate chiar ala de solo ar fi ceva, man, ca să putem face asta. Ne luăm vreo 5 bodyguards, 5 bodyguards cu mine și să mă ajute ca să facem win. Tu-ți dai seama cum ar fi? Ar fi Caterinca Maximo pentru un episod. Dar să întreb neapărat, să vedem ce vor face ei în legătură cu asta. Care va fi rezolvarea lor? Da, o să fie un meci interesant aici. Pentru că cred că defaulties sunt mai mulți decât ceilalți. Și vor fi împreună, ia uzi. Fix the game este din nou aici. Am mai picat încă unul. Da, dacă făceam eu bagul ăsta, îmi luam hate foarte mare. Săreau toți în capul meu. Dar așa cum ăștia nu știe nimeni nimic de ei. Dar ce mai bine să joci cu conturi de la zero. Conturi necunoscute. Bun, și cine e aici? Cine a mai rămas? Probabil că sunt mai mulți ăștia, defaulții. Și vor ajuta pe cineva anume ca să câștige. Nu? Ia să vedem, aici? Uite că nu-și dau emote-uri deloc, bă. A, ok, l-a bătut pe ăsta care era intrusul. În regulă și cred că au câștigat turneul. Cred că au ajutat pe cineva dintre ei ca să câștige turneul, presupun. Și au luat o grămadă de gemuri, adică... Bine, n-au luat ăștia toți decât 3 oameni. Dar totuși. Da. În concluzie, Stumble este în momentul de față. E la pământ. Trebuie să facem ceva neapărat cu jocul ăsta dacă vrem ca să fie ca înainte. Dar din păcate nu avem nicio putere. Doar dacă m-ar face pe mine manager timp de o lună, aș duce jocul ăsta pe culimile culimilor. Dar nu știu, parcă m-ar bate gândul așa foarte tare să... Uite, se omoară unul câte unul ca să rămână cel care trebuie. Dar care? Cred că fix the game trebuie să câștige meciul, nu presupun. Da. Uuu, ia vezi, mă, că a fost dat jos. Ia, oare se pun pe el? Nu. Deci se pare că trebuia să câștige ultimul jucător care era pe nume Heikota. Și să înțeleg că ăsta a fost câștigătorul real și că nu se mai reia meciul încă o dată? Se pare că da. L-au ajutat până la final, până a câștigat meciul și culmea că Bastia acela era și român. Deci, sper că v-a plăcut. Un like și abonare la acest episod și la acest turneu de 3v3 care s-a transformat în 15v15. Mulțumim Scopli, mulțumim Stumble Guys. V-ați bătut din nou joc de un turneu de 3v3, probabil ultimul turneu pe care îl voi mai face de echipă. Marți, nu uitați să participați la turneul de solo. Să sperăm că până atunci vor rezolva bug-ul, dacă nu ne-am dus. Și da, dați un like și abonare la acest episod. Ne vedem data viitoare. Ba, ba. Avem și episod, ești nebun. Content. Cortus, mâine 3v3 bloc deși. Ți-ai semnat sentința la moarte. E bine. Și aici la Hector ce se mai întâmplă? Dar ce durează atât de mult la Hector, nu înțeleg. GG Scopli, boys. Hai cu un spam pe cea de GG Scopli, uite. Nici se duce în quarter. Dar nu înțeleg, la Hector Ruiz nu sunt hacker, gen nu, tot sunt de aia care fac bug-ul. Vezi mesi de mânare. Sau cred că a luat și el, cred că a luat hacker. Să știi că sentință. Sincer, astăzi mai bine ne jucam Brawl Stars, mai bine dormeam, mai bine făceam orice altceva.
Cum se zice, mă, mai... Deci turneul meu din 3v3 a devenit 16 versus 16. Thank you. Da. Că 11 is the same, ha? Same because he moved tournament one day. Câte gemuri am luat în turneul ăla? Am luat 520 de gemuri. Trap 86. Ah, sunt dezamăgit, bro, nu știu. Sincer, nu știu dacă să fii dezamăgit de mine sau nici nu mai știu, sincer, nu mai știu. Lângă faptul că mă simt prost, am răcit, mai am și chestia asta de răceală, aș mai ba și cioaca de noi în ultimul hard. Ce e să mă ajut la challenge gaming? Mai am chef de challenge. Mă duc că editez videoclipul și mă pun direct. Trebuie să poate 40 de gemuri cu 100 ești tu? Da, adevărat. Îmi pare rău, dar nu știu, cred că o să mă gândesc mai bine la jocul ăsta pe viitor. O să mă gândesc mai bine ce voi face cu jocul ăsta, bă, da, sincer să fiu. Oricum, voi rămâne doar la turnee de 3v3, asta e clar. Deci doar 3v3 vom face turnee de acum încolo. Dar, da, din păcate, nu știu ce să mai zic, în fine. Mersi mult de tot pentru susținere și că ați fost alături și că ați stat până la ora aceasta. Ne vedem marți la un nou live de solo pentru cei care doriți să intrați, să participați. O să încerc să intre pe ăștia să vedem dacă vor face ceva legătură cu bug-ul. Dacă nu, vom face și noi bug-ul marți. Vom lua oameni și persoane care să ne ajute să câștigăm și noi un turneu. Așa, la șmecherie, ne bătem joc și noi de ei. Da. Toate cele bune, noapte bună tuturor. Weekend fine să... Doamne, săptămână faină să aveți. Cu note cât mai bune la școală și feriți-vă de răceală. Sperăm că până marți o să mai treacă și mie nasul ăsta, să mai am așa înfundat. Mâine mai trebuie să mă mai duc la dentist. Oh, numai numărul 1 să te-și nevoi. Numărul 1, da. Noapte bună, pa, pa.